Bună ziua, luați loc. Mulțumesc, bună ziua. Inițialele. Paie. Ce paie? Inițialele. Partoș Andrei Eugen. Da, profesie. Turnător. Cum așa? Ce turnați? Torn gaz. Gaz pe foc! De paie! O emisiune de SARS cântei. Paie! Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună, puțin mai devreme, pentru că așa s-a nimerit, nu ne-am propus. O să mai trag puțin de timp ca să facă 7, ca să nu ziceți că am luat-o înainte și oamenii ajung acasă mai târziu, și ăsta e adevărul, mai vin oamenii de la muncă. Suntem împreună cu Iulia Radu și subsemnatul, trebuie să ne obișnim și cu formula asta de salut. Am văzut că sunt oameni din media care au tot mai multe ticuri, trebuie să-mi fac și eu unul, pentru că altfel o să șubrezesc. Da. Am văzut că Brancu face chestia asta la ureche tot timpul, zici că are o gânganie sau ceva. Nu pot să cred că îi se spun toate cuvintele, așa că el cred că nu-și mai dă seama și la fiecare două cuvinte face așa și pe urmă. Mă rog, o să încep să fur și eu de pe la televizor, că văd că televiziunile fură de la noi. După cum ați văzut, scrie cineva ceva pe Facebook și se te trezești în toată presa, fără niciun motiv. Scriu ceva ca să apară în toată presa, nu apare nicăieri. Deci e ceva șubred în existența asta comunicațională a noastră. O să încep prin a-i saluta pe cei care deja scriu. Mirela Potopea este foarte promptă, Monica Eschi, Esi, Ion Ștefan, Vlad Lungu, bună seara, Iulia, bună seara, Andrei, vă salut de pe drumul spre casă de la serviciu. Deci așteptăm să ajungă omul acasă și pe urmă demarăm și subiectul. Monica ne spune și ea seară bună, Gabriel Vasile, astăzi suntem pe pagina mea sau pe pagina psihologului? Pe pagina psihologului și pe YouTube. Deci suntem pe pagina psihologului și pe YouTube, adică ne-am întors de unde am fost, ca să nu ne căutați în altă parte, nu știu de ce domnișoara a hotărât așa, dar asta e. Mihai Sergiu ne salută, el era primul care era prezent, Laurențiu Cezar Giambașu, Nicu Turcu ne urmărește și el și pe măsură ce mai trece timpul o să vă anunț cine a intrat. Le-am mulțumit și public celor care ne sprijină și trebuie să-l subliniez pe prietenul George Hermann din Germania, pentru că noi nu ne-am întâlnit de ani de zile și a simțit el nevoia să ne sprijine și a trimis o sumă consistentă, așa că apreciem foarte mult. Mă ajută mai ales acum când am o situație absolut jenantă din punct de vedere medical, adică vreau să mă duc acolo unde trebuie să se ducă omul la stat și statul mă dă afară din spital și mă trimite la privat. Și vă spun și cum vine, ca să nu lungim vorba și mai ales că e un exemplu pe care e bine să-l ocoliți. Adică dacă puteți să-l ocoliți, să-l ocoliți. Ca mulți alți cetățeni ai României, am contribuit și eu vreo 45 de ani la drepturile mele de sănătate la bătrânețe, dar nu are importanță pentru că 3/4 din intervențiile pe care le-am avut, fie chirurgicale, fie pur și simplu analize, le-am rezolvat cu bani de buzunar. De-aia spun că pentru mine acum chiar contează ajutorul vostru. M-am dus pentru o operație pe care trebuia să o fac mai demult. E una cică de urgență, dar n-a reieșit pentru că într-un loc n-am putut să intru pentru că erau încă vreo 40 de oameni în aceeași încăpere și am plecat. Într-un alt loc erau tot atâția oameni. Am reușit să vorbesc cu doctorul, dar a zis că după concediu copiilor, au și medicii viața lor. Și cea mai nasoală strigare este asta pe care o vă spun acum. Am apelat și eu pe toate căile la unde pot să mă duc ca să rezolve problema, nu? Ca să faci o biopsie, ca să vezi cum funcționează. Și mi s-a dat răspunsul, domne, după operație pe care ai făcut-o și la care eu m-am mai referit, are deja 5 ani și tot am probleme cu zona respectivă, nu poți să-ți faci decât cu același care te-a operat. Eu am rămas interzis pentru că mesajul venea de la un medic și medicul care a vrut să facă un bine și a apelat la un coleg și a zis, colegul fiind chirurg, a zis, domne, nu se bagă nimeni dacă a fost, trebuie să se ducă la același. Păi cum poți să-i cer cuiva să se ducă la același care mi-a făcut nasol? Eu nu pot să înțeleg. Am rămas absolut blocat, sigur că mi-am și exprimat iritarea, dar evident pe motivul ăsta trebuie să mă duc la privat. Culmea este că și cel care m-a operat acum 5 ani tot la privat a fost.
Și au fost vreo 4.000 de leișori, adică vreo 40 de milioane, distracția. Și să nu credeți că a fost ieftin, chiar dacă a mers și cu bilet de trimitere, o părticică o suportă statul și restul dai de la tine. Mai ales că am avut neobrăzarea să vreau să stau într-o cameră și să nu vin acasă imediat proaspăt operat. Mai bine mai stăteam vreo săptămână pe acolo, măcar știam o treabă, poate mă și rezolva ca lume. Dar nu era normal să ai dreptul la a doua opinie, să poți să te duci la un alt medic fără nicio... Păi, dar nu e vorba de opinie aici. Păi nu, dar e vorba până la urmă și de opinie, că dacă te duci și ți se spune, păi duceți-vă acolo unde ați vorbit prima dată, nu, dar nu eu este vorbit, ok. Eu acolo am fost operat. Ai fost operat, păi foarte bine, trebuia... Și operația s-a lăsat cu niște urmări nefaste pentru mine, pe care... care au crescut în timp și nu au scăzut. Exact. Adică după 5 ani de zile eu am probleme exact acolo unde am fost operat. Faptul că un alt medic, fără să mă vadă, el nu știe ce am. Deci poate să fie o chestie în care face așa și s-a terminat. Deci ăla nu știe, dar spune din principiu că nu mă bag acolo unde s-a operat. Asta mi se pare uluitor. Deci ideea de breaslă la medici eu n-am perceput-o așa niciodată. Repet, vin dintr-o familie de medici. Am lucrat în spitale atâția ani, dar eu așa ceva n-am văzut. Bun, să se ajute unul pe altul, de acord, dar eu nu l-am acuzat pe nenea ăla de malpraxis, deși puteam să o fac. Deci tocmai pentru că respect meseria lor, am zis, bă, a greșit, mi-a tăiat un nerv, să fie sănătos, să-l mănânce. Dar după asta, eu am o suferință de 5 ani pe care o suport cu stoicism și peste asta a apărut o chestie care din atâtica s-a făcut atâtica și pe care trebuie să o scot, că mi-a spus fiecare medic, a, trebuie să o scoateți. Zic, bun, hai să mă duc la un chirurg să o scoată. Păi da, da, te duci tot la ăla. Păi cum să mă trimiți tot la ăla? Deci este ceva uluitor. În sfârșit, deci acum o să mă duc la o clinică privată, altă clinică privată, sper să pot să am... o soartă mai blândă și să reiasă că mai sunt și profesioniști care nu țin cont de... Înțeleg că vrei să vezi analizele pe care le-au făcut alții. Înțeleg că vrei să vezi diagnosticele pe care ți le-au pus alții. Așa se face și o anamneză. Întâmplător, repet, am lucrat în spitale, nu numai ca psiholog medical, am fost chiar asistent medical și am lucrat și ca atare. Niciodată n-am văzut chestia asta că, bă, te-a operat cu tare, eu nu pot să te primesc. Păi stai nene puțin, dar dacă ăla a greșit, evident că nu mă mai duc la ăla. În sfârșit. Te salută Andrei, spune George, sper să rezolv cu probleme de sănătate, dreptul pacientului acces la a doua opinie medicală, spune Sorina Hers. Nu e vorba aici de opinie, aici e vorba de o intervenție, n-am nevoie de vreo opinie. Am fost la două clinici de stat în 4 zile și am avut opinia mea și nu a lor, este că e infect, că e o rușine, că dacă toată ziua auzim la televizor și acum mai nouă s-a întors subiectul cu nosocomialele, vă dați seama cum mă simțeam eu printre 30-40 de oameni, unii cu mască, alții fără mască, știind că acolo colcăie toate infecțiile posibile. Pe un hol de 2 metri, că treceau medicii săraci și făceau, uite așa, slalom, vorba vine săraci. Făceau slalom printre oameni ca să ajungă la cabinetul cu care aveau treabă. Și la un spital dintre cele mai mari și la un spital chiar al SRI-ului. Toată aceeași poveste este. Deci, ce să mai... Unde să te duci? Ce opinie? N-am apucat nicio opinie. Eu am apucat să vizitez spitale. Și când auzi la televizor în fiecare zi, au murit 5 persoane cu infecții intraspitalicești. Și tu să accepti senin, a, păi mă internează o zi, două și se rezolvă. Păi nu. Mai bine nu se rezolvă decât să mă interneze. Dacă tot vreau să plec pe un drum liniștit, cum se spune, cum îi zice, spre lumină, atunci o fac acasă, nu? Trebuie să stau acolo legat de un pat sau mai știu eu ce. Am auzit că asta se practică în România. Nu știam la ce se referă. Sunt aceiași doctori și la privat, tot ei, asta e greșeala că nu îi reclamăm. Dom'le, aici nu pot să mă pronunț că e bine sau nu. Faptul că sunt medici care lucrează și la stat și la privat, n-ar trebui să conteze. Ar trebui să conteze atunci când tu, medic de la stat, mă trimiți tu, medic la privat, adică la tine. Tu la tine. Și mă rezolvi o dată pe banii statului și o parte din banii mei de buzunar. Atunci pot să zic că e nasol. Deci... Partea asta eu n-aș pune-o pentru că, din păcate, nu avem atâția medici ca să acopere și nevoile generale și nevoile private, pentru că la privat tot oameni ca noi se duc.
Nu se duc străini, nu vin străini de afară să vină să populeze spitalele private. Nu, tot oameni ca noi se duc și care nu întotdeauna au bani. De multe ori se împrumută, dar ca să aibă parte, în speranța că vor avea parte de un tratament corespunzător. Bună seara, Andrei și Iulia, ne spune și Adriana, Molfeta, sunt pe drum spre casă, vă urmăresc cu drag. Sănătate, ne spune Nicoleta Pesehonov. Repet, nu e vorba de o boală acută, deci nu cad jos, stați liniștiți că nu o să cade pe scaun. În legătură cu tratamentele și cu medicina modernă, mi-am pus acest tricou pentru că Vlad Țepeș este primul om care a descoperit acupunctura. Nu e poanta mea, dar e foarte bună. Deci, ăla care a făcut poanta nu știa că eu am tricou. Dar important este că el este cel care a inventat acupunctura în 1500 și ceva, cât a trăit el acolo. A avut timp să experimenteze, așa că sunteți pe mâini bune. Mama mea s-a mutat la un alt diabetolog, fiindcă nu o suporta pe cea la care era. Ar fi fost culmea să nu o primească o alta și să o trimită înapoi. Chiar îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat. Dom'le, asta cu chirurgii, se pare că la chirurgi este o dominantă povestea asta. Altfel, eu în locul unui medic aș fi încântat să știu că dacă eu sunt într-o competiție vrând nevrând cu ceilalți, nu? În orice specialitate. Și dacă știu că un pacient vine la mine pentru că ăla nu a făcut, am tot interesul să fac o treabă soto și de nota 10, ca ăla să povestească peste tot, domne, du-te la ăla că ăla te face. Nu, domne, ei gândesc cu totul și cu totul altfel și nu e bine. Sau nu gândesc, pur și simplu. Sunt alte vremuri, nu mai au empatie sau interes sau pregătire slabă, cei buni au plecat. Spune Popescu Elena, o parte dintre cei buni au plecat, dar eu nu militez pentru ideea că aia care sunt în țară sunt nașpa. Eu militez pentru faptul că nu gândesc civilizat, decent față de pacient. Aici e vorba strict de profesie, nimic altceva. Nu i-am cerut nimănui să mă legene, să facă moca un tratament, să-mi facă un avantaj, să mă primească peste rând. Eu insist să fiu programat, ăla îmi zice vină la ora cutare și la ora cutare suntem 40 de inși la ușe, de exemplu. Păi dacă eu țin la ideea asta de punctualitate, de respect reciproc și eu, și cum ar fi ca un medic să mă programeze și eu să zic, aoleu, am uitat, nu mă duc. Și el din cauza mea stă și așteaptă să intre cineva pentru că știe că la ora fixă și să nu poată să bage pe altul, că dacă vine ăla. Că au fost și cazuri din astea, dar eu nu-mi permit așa ceva, mă duc cu 10 minute înainte și mă duc și cu un căpere full de oameni, unii pe jos, unii pe sus, ce să mai zic. Cu mască? Poftim? Cu mască? Unii da, unii nu. Nu toți aveau mască. Nu, tocmai asta zic. Nici în spital nu mai e. Nici în spital. Astea, ambele erau spitale, îți dai seama. Ce părere aveți despre infecțiile nozocomiale din spitalele României? Tocmai asta vorbeam, domnul Laurențiu Cezar. Poate nu ne-ai ascultat. La tragedia de la Clubul Colectiv, mulți au decedat din cauza infecțiilor. Stimate domn, cred că suntem în paralel. Eu exact asta spuneam. Matale, vorbești de colectiv. Păi de la colectiv au trecut atâția ani. S-au angajat șefii țării și ai medicinii și ai ministerului să rezolve problema, să elimine. Inițial s-a vorbit despre faptul că se vor reigieniza toate spitalele. Pormă au zis că hai să le dărâmăm, unii cretini, au spus hai să le dărâmăm, construim altele. Dar n-au construit un spital nou, nu a apărut, ci că e unul nou la Mioveni, atât. În rest, n-a apărut pe harta României niciun spital făcut de statul român. Nu vorbim de privații care și-au văzut de treabă. Bravo lor! Nu sunt 100% convins că nici acolo sunt scutiți de nozocomiale, dar nu s-a auzit, deci dacă nu s-a auzit, poate că nici n-a fost. Deci, faptul că acum avem cazuri de copii cu infecții, adulți cu infecții, cazuri concrete, decese, dovedite, asta arată că s-a băgat totul sub preș. N-au făcut absolut nimic ca să rezolve problema cu spitalele. Sigur că sunt clădiri vechi. Spitalul Elias are o clădire de când mă știu eu și ceva înainte, adică peste 80 de ani, dacă nu chiar 100. Celălalt spital la care am fost are la fel, tot în zona 100 de ani. Fundeniu a fost o parte renovată, o parte lăsată așa cum era. Deci e logic că sunt probleme.
Dar dacă nimeni nu face nimic, domnul ministru e la un congres pe undeva, prin Cuba, cu niște țări foarte importante. Aici colcă e mizeria, iar el se duce la congrese. Deci, oricum am luat apă și curat fila, ca să... Da. Cred că sunteți de acord. Nu mi se pare normal să nu poți merge la doctorul pe care îl alegi. Ciudat, spune Monica. Simona, nu-mi vine să cred ce aud. E un fel de a se acoperi unul pe altul. Asta o spune o doctoriță. Vezi, Simona, că știu cu cine vorbesc. Pe sistemul nu mă bag pentru că dacă operația a fost făcută prost, atunci ar trebui să spun ceva împotriva unui coleg. E infect. Îmi pare rău. N-ai de ce să-ți pare rău. Eu sunt șocat. Pentru că oricum nu mă interesează ce spune despre operația în sine și nici nu trebuie să scrie nimic. Dacă ai secționat un nerv la o operație de hernie inghinală, nu-l mai poți pune la loc. Deci întâmplarea face că eu am oarecare pregătire să știu lucrurile astea. Că un dement ar putea să facă scandal să meargă până la președinte, să spună, bă, mie să-mi pui nervul la loc, dacă l-ai tăiat, nu? Da. Mi-ai tăiat 5 ani de existență normală, că asta s-a întâmplat. N-am zis nimic, am mai zis aici ca să mă mai descarc, dar acum mă și pasați unul la altul. Băi, nu pot să mă bag, s-a băgat, a fost operația lui Cutare, un Cutare, nu mă bag. Păi cum nu te bagi? Că eu acum nu vreau să îmi lipești nervi, vreau să rezolv ce a apărut în urma operației. Camelia ne salută, Camelia Popazu, Tina Popa e cu noi, de asemenea Sonia, bună seara, îmi pare rău că ce ți s-a întâmplat... Mi se pare uluitor ce spune un medic, acest medic cu siguranță ai dreptate să-ți alegi un medic pe care îl vrei tu. Dom'le, nici măcar nu, nici asta n-am spus. Vreau să mă rezolve orice medic. Da. Nu vreau unul anume. Deci să ne înțelegem, atât de simplă e doleanța mea este să rezolv. Păi dacă un medic mi-a dat hârtie și a zis, vezi că e urgent, că trebuie să faci biopsie, că nu știu ce, normal că mă alarmez, nu? Atâta vreau. M-am dus cu hârtia ca orice om, nu fac caz că am un nume pe care l-ar trebui să-l cunoască, nu trebuie să-l cunoască, stăteam la coadă și până mâine. Dar nu stau în condițiile alea infecte. Asta e, ce să fac? Treaba lor. Ei n-au decât să stea la ușa acolo la medici și să plece bolnavi acasă fără să-i fi văzut. Pentru că stând pe hol, poți lua orice de acolo. La Bacău s-a construit în peste 10 ani spitalul municipal. Acum funcționează parțial. A fost utilizat în perioada C19, spune Johnny Doe. Foarte bine, uite, un spital în țară. Mai e un spital în țară, construit în peste 10 ani. Adrian Monafu e cu noi și presupun că, dacă a mai scăpat vreun mesaj, să nu fie cu supărare. A fost doar introducerea ca să scap de grija asta, că nu v-am spus. Cert este că sunt dezamăgit de această unitate de breaslă pe care o văd la medici, exact la ce nu trebuie. Exact la ce nu... Aici trebuia să spună, da, domnule, să vină să-l văd, dacă pot mă bag, dacă nu pot nu mă bag. Ce importanță are cine m-a operat? Niciuna. N-are nicio legătură. Nu, domnule, deja din start atitudinea este una, pentru că nu eu l-am rugat pe ăla, eu nu-l cunosc. Doamna doctor, care mă cunoaște, a apelat pentru că ea a vrut să-mi fac un bine și a zis, păi Andrei, dacă nu pot, îți găsesc pe cineva. Și el a zis, pas. Așa că o să ajung și eu ca unii paranoici să zic, bă, nu vrea nimeni să mă opereze, înseamnă că am ceva groaznic. Ceea ce nu e adevărat. N-am găsit pe cine trebuia. Cert este că e nasol, adică... Nu vă recomand să mergeți nici măcar în vizită la spitalele astea mari de stat, pentru că e înfiorător ce vedeți acolo. O bulibășeală, o lipsă de organizare, într-un singur cabinet consultă vreo 4 medici, de exemplu la gardă. Intră unul, iese altul, intră unul, iese altul, nu vede pe nimeni ca lumea, se plâng oameni. Am stat să-i ascult pe oameni de pe hol, puteam să fac un studiu ca lumea. La cât am stat acolo pe hol la Elias, puteam să înregistrez. Mureați aici de frică, de spaimă, dacă auzeați că una femeia arăta că are aia cea, mi-a zis că puteți să mergeți acasă, alaltul nici nu, o să stați să pansăm. Și păi da, luați-mă acum, păi stați de o oră, stau de o oră. N-a luat-o, a luat pe alta care venise prin alte căi și a fost adusă de cineva. Și tot așa, cunoaște pe cineva, nu cunoaște pe cineva, băgăm în față, nu-l băgăm în față, este înfiorător. De ce le e greu să fie organizați, nu înțeleg.
ca să nu mai vorbesc de... Să fie oameni. Și toată echipa de bodyguards, de... Măi, nenică, am avut impresia că m-am dus în Africa, pe cuvântul meu. Nu sunt rasist, dar te înfricoșează când vezi la poartă unul, n-a putut să băicui ceva, n-a știut să-mi explice unde e chirurgia la ei. Mi-a zis de niște drumuri, pe niște... Era o chestie foarte simplă. Putea să zică, mergeți acolo, o luați la dreapta și la revedere și vă iese în cale. Ca să nu mai spun că nici doctorița n-a putut să-mi spună pe unde să vin. Că acel spital e atât de mare că poți veni prin strada X, strada Y și strada Z. Sunt trei străzi care duc la același spital. Nu. Mi-a zis etajul 1, chirurgie, drum bun. Descurcă-te. Culmea ironiei este că eu cunoșteam acest spital când era mic sau ceva mai mic. Există o mafie a halatelor albe? Întreabă Laurențiu Cezar Giambaș. Stimate domn, nu sunt la poliție, nu sunt la securitate, nu mă preocupă. Probabil că există și una de asta. O fi existând. Dacă există pe linie de farmacie, probabil că există și pe linia asta. Dar nu, acum nu e cazul. Acum e vorba de o... un simț al breslei pe care eu nu cred că îl merită pacienții. Adică un chirurg să spună că nu operează după alt chirurg. Păi cum nu? Și ce faci atunci? Rămâne ori te duci la ăla care te-a măcelărit, ori mori așa. Da. Asta ai două soluții. Sper să nu fie așa. Bună seara, dragilor, ne spune și Cristina Bogdănescu. Și acum o să intru pe subiectul principal al zilei, pentru că noi ne-am permis să comentăm de-a lungul timpului, nu abia acum, de mai multe ori, fenomenul Vocea României. Aproape în fiecare an. Tocmai pentru că Iulia a postat articole, le-a scris ea, pentru că ea a avut mai multă răbdare decât mine să se și uite. Culmea ironiei, eu m-am uitat acum doar la secvența pe care am comentat-o și am și subliniat, pentru că Vocea României este vineri, după cum știți. Vineri eu mă pregătesc ca tot omul să plec la muncă. Dar din când în când dau și pe acolo. Zic, bă, poate apare o voce extraordinară. Au fost momente în care au fost și voci bune. Și chiar le-am apreciat ca atare. N-am apreciat reacția juriului de multe ori. N-am apreciat de multe ori repertoriul care li se impune acestor tineri sau mai puțin tineri. N-am apreciat cum suna uneori. Au schimbat juriul de vreo 2-3 ore. Au acolo 2 piloni sau 3 și pe urmă restul se tot schimbă. Ok. Acum ce am văzut mi s-a părut revoltător, pur și simplu, conjunctural. Probabil că oamenii n-au înțeles când eu am spus că erau mecle inexpresive. Păi eu când văd 4 oameni care stau așa și ascultă muzică cu fața asta. Și mai bagă și câte o grimasă câteodată așa. Dar acum nu vorbesc în general, eu vorbesc de strict de cât a cântat fetița aia și cum, care era fața celor 5, pardon, că erau 4 plus 1. Că trebuie să pui și 2 pe scaun, ca pe model occidental. Uite așa stătea. Ziceai că acum li se închide ochi și s-a terminat. Bun, plecând de la asta, și, deci erau clar inexpresive, nu că ar avea altfel vreo expresie deosebită, dar am văzut în alte ediții, s-au mai entuziasmat, că ei știu cântecele. N-ați văzut că au, dacă faceți puțin... Pe ăsta nu știau. Faceți labiolectură, dar pe ăsta nu știau că era lui Rimeș. Dacă știți să urmăriți, o să vedeți că ei cântă împreună cu solistul. Adică știu piesa, dar nu not from the heart și atunci nu se întorc. Sigur că totul e regie, să ne înțelegem, știu exact și de ce și cum, dar trebuie să o faci și bine. M-am uitat la atâtea emisiuni și sunt convins că și mulți dintre voi v-ați uitat la Vocea Germaniei, la Vocea Americii, la italieni, la francezi, toți fac. E un format. Da. E un format în care trebuie să baci nițică social, nițică medical, nițică, mai și plângem, mai și râdem. Ok, totul e de acord. Dar de ce ăilalți știu să o facă în așa fel încât să nu te ofenseze și ai noștri nu reușesc? Dimpotrivă, de unde au fost niște ediții bunuțe, s-au dus așa în jos și au ajuns acum la faza asta. Știm de la oameni din domeniu că sunt sunați și chemați, carne de tun, adică dacă ai o dizabilitate te cheamă și știe că tu poți cânta și zice hai să cânți și pe urmă mai vedem noi, poate
scoatem un premiu și pentru faptul că te-ai deranjat. Sau o vedetă care nu prea mai apare în ultima vreme și hai să te descopere lumea că n-ai mai fost. Și mergi și tu două tururi, trei și pormă... Și sunt unii care acceptă. Ce am scris eu a fost salutat, culmea, de foarte mulți oameni din domeniu. Deși n-am spus mare rahat. Adică nu pot să zic că am făcut o analiză, o exegeză a Vocea României. Culmea ironiei. Acum câțiva ani, acum vreo patru sau când, mi-am permis să zic ceva despre Vocea României și persoane cu care eram în relații foarte bune n-au mai vorbit cu mine. Acum mai vorbesc. Dar chestiunea este că le-a trecut foarte greu. Deci gândiți-vă la ce s-a ajuns. Adică, măi, e un tabu, nu ai voie. Poți să critici, te cunosc de undeva, poți să critici X Factor, dar Vocea României nu. No. Adică, dar de ce? E un show de televiziune, deci îl comentăm ca pe un show de televiziune. Eu asta am și făcut. Am spus doar că este ipocrit și indecent să-i faci pe oameni să creadă că tu chiar pe bune ai considerat piesa aia proastă sau prost cântată. Și să mai vii și să spui că, domne, piesa X nu e de voce. Scria la un moment dat Iulia, nu știu ce an, că eu n-am alea în față, așa că n-am cum să la ce te referi? Păi când ai scris atunci și de treaba cu Lou Reed, de exemplu. Cu Lou Reed, stai că ajung imediat la el. Deci, cred că în fiecare an, dacă nu chiar în fiecare an, în fiecare doi ani, noi am avut un articol mare despre Vocea României. Zi tu, în ca 2015 să... Ia, a fost zi, cu zi ce ai scris atunci. Atunci am spus despre, l-am comentat că Tudor Chirilă a ales pentru unul din concurenții lui o piesă din repertoriul lui Reed. Și, domnule, a spus el, după ce, că, și că îi comentează după moment, din backstage, cum ar veni. Da. Mai au comentariile alea înregistrate și spunea, domnule, așa, mai are lumea șansa să mai descopere, să-l cunoască lumea pe Lou Reed. Și mi s-a părut foarte... foarte tare. Ei făceau educație. Și educație în banii ăștia. Da, 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 adică da. Era de voce. Culmea, da. Lou Reed. Lou Reed, care, despre care știe toată lumea, orice tâmpit, că nu era un solist de voce. Era un om de concept, un om de idei, un om de text. Nici de cum de voce. Și mai ales că solistul ăla, săracul, era clar că n-a înțeles nici mesajul textului, încerca să-l interpreteze ca un solist excepțional, cu floricele, cu tot ce trebuie acolo. N-a ieșit, nu s-a înțeles absolut nimic din cântecul ăla, că n-a înțeles mesajul. Or, de ce să dai o piesă de mesaj? Păi și acum vine Irina Rimes și zice, a, la piesa mea nu e ofertantă. Vă dați seama, artista spune despre propria piesă că e de rahat, ca să nu e ofertant, adică nu se poate demonstra calitatea vocală a cuiva. Dar ai mai scris tu și de altă dată. Ia-ți un alt articol și citește de acolo ca să audă oamenii, pentru că ei n-au răbdare acum să intre. Uite, în... Eu aș putea să intru să văd, dar tu imediat. Nu mi-ai dat. În 2019. Așa. În 2019 am cronometrat. Asta e un experiment foarte bun. Da. Ascultați puțin aici. M-am enervat. Și chiar îi rog pe aia care sunt mari fani ai acestui show să asculte ce cronometraje au reieșit, pentru că pe lângă faptul că niciun nume de acolo nu l-am mai regăsit după 3 ani de zile, niciunul. Absolut niciunul. Dar fiți atenți la ce a cronometrat domnișoara aici de față. Deci era așa, la prima concurentă, Diana Mihaela Bancu, era prezentarea 054. Cântecul 1.52 și discuția de după 8 și 10. Atât au vorbit jurații. Așa, mai zic că o să-și dea seama pe parcurs. Kevin Magalhes, sau cum îl chema, nu știu cum să citește, în fine. Prezentarea a fost 3.03. Deja era un caz. Cântecul 1.57, discuțiile de după 6.30. Mădălina Horeanu, era 0.30 prezentare, 2.20 cântec, 7.59 discuția de după. Și ai făcut și un total. Și un total. Stai că deci, spun imediat, deci, ajungem la total. Dragii noștri, asta trebuie să înțelegeți, că noi disecăm o emisiune tocmai pentru că ne interesează. Nu poți veni să-mi spui cu obrăznicia pe care o au unii dintre cei care au intrat pe pagina mea acolo. Dom'le, da, ai telecomandă. Așa cum eu am telecomandă, așa și tu ai mouse.
Nu trebuie să citești ce spun eu toate tâmpenile. Telecomanda ce face? Îmi permite să schimb canalul. Dar eu sunt interesat să văd un program bun. Cum adică tu mă obligi să mă mut în altă parte în loc să-l obligi pe ăla să fac o emisiune bună? De ce? De ce veniți mereu cu replica asta? Ai telecomandă, mută-te în altă parte. Păi nu e primul post din România, nu e cel mai tare post? Păi eu vreau să văd number one. Lasă-mă să mă uit la number one. Deci îl comentez pe number one. Când o să fie postul pe locul 20, fiți sigur că o să mă uit mult mai rar. Deci nu o să comentez. Ori accepti ce ți se dă, cum ți se dă, ori prost. Te duci mai ori departe. Folosești telecomanda. Așa. Nu-ți convine, pa. Zici cifrele. 22,29 minute de prezentare a concurenților în ediția aia. Da. Muzică. Au fost 22,55 minute. Vă dați seama ce emisiune e. Și vorbăria și dat un spectacol al juraților a fost 77 de minute. Asta. Deci despre cine este această? Despre aia 4. Mai era o ediție care a stârnit discuții după ce ai publicat tu articolul, în care s-a dezbrăcat domnul Tudor Chirilă. Aia din 2019, da. Aia este, da? Da, era foarte impresionat de o solistă. Așa. Și a vrut să vadă, uite, tot ce fac eu acum pentru tine, gata, rămân, fac striptease. Așa, și s-a urcat pe... Și s-a urcat pe Brânciu până la urmă. Nu pe ea, ci pe Brânciu. Da. Asta, ea a fost la mai de mână, da. Deci, ca să vedeți că eu nu m-am gândit să-l fi văzut oare pe Tom Jones făcând o chestie de asta, că el exact jurat ca ăștia este. Tom Jones cântă, nene, cântă. Dar ce să facă băieții ăștia? Că am văzut și ei încercând să cânte, dar nu câte un, ci toți la grămadă. Și au fost și momente în care au cântat bine. Era mult mai potrivită Andra, care este o voce și care poate să judece vocea altcuiva. Sau până și Brenciu era mai potrivit, deși vorbea enorm de mult. Și mai e ceva, apropo de alegeri, că ei aleg, antrenorii sau, mă rog, producătorii show-ului aleg piesele. Cântecele, sigur așa. Că da. Când au ales piesa lui Lou Reed, ăla, concurentul ăla n-a trecut mai departe, pentru că n-a reușit să transmită nimic. Formătorul Tudor Chirilă, într-o altă ediție, în 2019, a ales pentru un concurent de-al lui, David Bowie, că și aici tot de voce vorbim. Așa. E, ăla a avut noroc, a trecut că au fost alții mai slabi. Da, da. E greu să explici oamenilor care se uită cu sfințenie la emisiune că sunt lucrurile astea din culise. Multe lucruri noi le știm de la concurenți care au fost. Faptul că nu le dăm numele este din respect pentru dorința lor de a nu fi scoși în față. Dar, repet, afirmațiile mele au fost omologate la vedere de cel puțin 10-15 artiști și la privat de alți 15 artiști. Deci am primit urări ca și cum aș fi făcut nu știu ce act de eroism. Nu, domne, mie îmi pare rău că dacă știam că se preia, pe cuvântul meu că făceam o analiză mult mai consistentă și spuneam așa, om cu om, stăteam și notam și făceam o cronică cum a făcut Iulia în fiecare an, făceam și eu ca lumea, nu? Așa au fost 10 rânduri, au preluat-o toți. Nu știu, au deplătit niște polițe ProTV-ului, vor să iasă scandal din ceva, adică să faci 800 de like-uri sau 900, nici nu mai știu câte sunt, că nu am mai trecut pe acolo. A venit unul și m-a ironizat, zice, uite, așa ai făcut și tu peste 20 de like-uri. Și avea dreptate, că eu peste 5-6, atâta, asta e. Eu i-am spus doar că măcar să se uite odată vineri noaptea să vadă câte sunt acolo, pentru că aia este munca mea, nu ce scriu eu. Se întâmplă să pun un cântec nou sau unul foarte vechi și să se adune mai mulți decât dacă vorbim o oră cu ei. Pentru că asta este omul, pe Facebook așa reacționează. Am pus o piesă arhicunoscută, nu pentru că aveam eu ceva cu ea, ci pentru că era o formulă de imagine foarte isteață făcută acum. E vorba de Child in Time. Niciunul n-a sesizat că eu am pus-o pentru asta. Cel care a postat-o era o variantă old, doar că i-a dat un videoclip foarte mișto și foarte aproape de conținut, ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba. Uh-huh. Pentru că acolo nu era vorba de un copil, ci era vorba de război, un cântec antirăzboinic. Nu și-a pus nimeni problema,
Vai, dar ce mult îmi place, vai, dar ce îmi place Deep Purple, grup, trupa mea de suflet, vai, de când n-am mai auzit-o. Aiurea. Păi s-a uitat la titlu și gata. Exact, exact. Deci superficialitatea asta ne dă mari, mari bătăi de cap. Sigur, noi ne putem mândri cu faptul că vă avem pe voi, pe unii dintre voi, nu pe toți, dar care nu cereți cântecele oarecare și dacă o faceți, o faceți cu bună intenție și eu le difuzez tot așa cu bună intenție, dar se vede clar că sunteți deschiși la afla și altceva. Cei care nu sunt deschiși ne-au părăsit, adică s-a văzut clar că unii au rămas fideli emisiunii și ideii de muzică pe care o promovăm. Ne salută și Bogdan Suciu și Andrew Smith ne spune bună seara și Lucian RCL ne urmărește cu drag, salutări din toată, la toată lumea. Lavinia spune că a ajuns acasă și Manuela Chețan e pe drum. Nicoleta ne-a salutat, asta am spus mai devreme, spune Laurențiu, nu, asta am citit, Tina a salutat și ea pe cei care ne-au intrat, la Bacău s-a construit, asta am zis, și ce mai era, în țări precum India, medicii dau rețetele tipărite la imprimantă, explică în scris pentru că ce au făcut fiecare recomandare și dacă ești străin, trimite scrisoare medicală către doctorul din țara pacientului solicitând second opinion și experiența asta e de mai bine de 15 ani. Da, așa este corect. Ne urmărește și Baba Teodora. Am văzut cu bucurie acum o lună o tânără, Smaranda Marian, care, pe care am remarcat-o în 2017 pe YouTube, alături de trupele lui Andrei Cerbu. Și surpriza plăcută a fost că a fost bine apreciată, jurul certându-se pentru a o avea în echipă. Ea a optat pentru Motans. Nu e relevant. Eu n-am spus că acolo nu sunt și voci, n-am spus că de acolo nu pleacă unii care sunt chiar foarte buni, unii pleacă la timp, alții pleacă la final. Întrebarea este unde ajung. Și constant vedem prin CV-uri de artiști, a trecut prin emisiunile Vocea, X Factor, a fost de 3 ori la aia, a fost de 2 ori la aia, a fost de 5 ori dincolo. A început cu aia de copii și da. Săracul om este în continuare debutant sau săraca fată. Așa și aici, tu spui că ai fost plăcut surprins că Smaranda Marian. Nu-mi sună. Nu știu. Hai să ne amintim de Loredana Ciobotaru. Exact. Care ne-a plăcut atât de mult la Mamaia, după care s-a dus la, nu știu, parcă Vocea sau X Factor, Vocea, la da. Vocea s-a dus și acolo s-a îngropat. A mers, nu mai știu până unde, și pe urmă, cred că a lansat, am mai auzit că a lansat o piesă, două. Da, ea mai cântă. Cântă. Sunt convinsă că mai cântă, dar în mai anonimat. Știi ceva? Exact, exact. Radu Răducu zice, atunci întrebam, dacă nu este ofertantă, de ce o ai în repertoriul tău, Irina? Asta întreba Radu Răduț. Bun, dar Irina nu participa, n-a scris-o ca să participe la Vocea. Nu, bineînțeles. Nu trebuia bineînțeles. Să fie pe lista pieselor despre asta de vorbim. Concurs. Păi nu, stai puțin, ca să se înțeleagă. Noi nu punem problema ce cântă Radu, ăsta, Tudor, Chirilă sau Smiley sau Irina sau cine mai e acolo? Motans. Pentru că dacă e să fiu cinstit, niciunul din ăștia patru nu mă dă pe spate ca voce. Niciunul. Deci niciunul nu este o voce ca să o identifici. Aole, uite că e acum la radio. Dimpotrivă. Deci hai să o luăm așa. Repertoriul lor e treaba lor. Succesul lor este bucuria lor și a mea, dacă vreți, pentru că și eu mă bucur pentru succesul pe care l-au când umple o sală Tudor cu trupa, Smiley cu concertele lui pe care le promovează până și cu biscuiți sau cu nu știu ce, crackers mănâncă el și îi cheamă la concert și Irina probabil la fel și toți, da? Problema este acest show de televiziune. Dacă acești 4-5 copii au talent actoricesc să facă un show plăcut și să ne distrăm și noi când stau ei la vorbele astea, ați văzut câte minute sunt ale lor, atunci zic, bă, da, domne, merită. Uite, la Ai Umor, mă uit, chiar dacă sunt personaje care nu sunt mare lucru, mi-a plăcut foarte multe episoade care aveau umor mai de tarabă, mai de prim plan, mai de
golănie, mai de eleganță, dar au avut de toate. Acolo ai la ce să te uiți, chiar și juriu era ok. Fie că este și Chelu, care mai are câte un text din ăsta. Că el este personajul negativ, de-aia este pus acolo, să fie personajul negativ. Aici nu mă prind. Deci au filtrat, ce au filtrat, au ajuns la o formulă nefericită. Se supără lumea pentru asta? E treaba lor. De altfel, am văzut că au fost reacții împotriva ceea ce am spus eu, nu la mine, că la mine au fost unul sau doi din 100 sau 200. Au fost pe pagina nu știu cărui ziar, la Adevărul. Acolo au făcut o prezentare pe care ar fi trebuit să-mi ceară mie voie. Faptul că ei preiau textele e ok pentru că sunt la liber, nu? Da. Dar ei au făcut o prezentare acolo, adică un bătrân disjockey cu... De la Costinești. De la Costinești, în loc să spună, stai nene puțin că nenea asta face emisiuni de 30 de ani la zi, cu muzică la zi, acum, că a făcut printre primele reviste muzicale din România și poate dintre singurele care au avut față de revistă muzicală. Deci, dacă tot vrei să spui ceva legat de muzică, tu mă arunci acolo la istorie, se uită aia și zic, ce treabă are ăsta cu acum 40 de ani, el nu știe nimic. Habar, a și scris unul, n-am auzit niciodată de partoși ăsta. Ok, nici nu trebuie să audă, ce să spun? Ce, eu stau la coadă cu ei la bere sau la whisky? Nu, eu mă duc și cumpăr lapte la oră mică, dimineață. Nu te duci și stai la coadă la spital, acolo și cu dacă 40. E să ne întâlnim, ne întâlnim la spital, dacă nu cumva purtăm mască și nu ne recunoaștem. Deci n-am cum să mă întâlnesc cu lumea asta. Le mulțumesc prietenilor noștri, în speță Nicu Turcu, Patricia, au fost câțiva care au intervenit acolo, dar mersi, nu trebuie să-i învățăm pe ei. Lasă-i să trăiască în fericirea lor. Dacă tot trăim în bule, să trăim în bulele noastre, nu în bulele lor. Aurel Moga, uite, îi spun la mulți ani și pe această cale, pentru că a fost ziua lui. Andrei, eu nu pot să fiu de acord cu show-uri TV care storc emoțiile unor oameni, le hrănesc speranțele și apoi îi abandonează în uitare. Ce poate fi mai trist? Total de acord cu tine, dar vezi, nici măcar n-am mers la ce am scris, n-am mers pe ideea asta de analiză socio-psihologică și, dacă vrei, chiar culturală. Pentru că e clar că e oribil să faci asta. Deci dacă e să condamnăm, faptul că vin acolo copii cu părinți, copii cu posibilități financiare reduse, care fac un efort teribil să vină până la București, vă dați seama că au fost audiții, selecții, 2, 3, 5, ăia trebuie să stea undeva, bun, ăștia le dau niște bani, dar nu destul ca să se simtă la bine. Și pomă începe să creadă, că el e chiar bun. Bă, dacă au zis ăștia, s-au întors 4 scaune, bă... Mi-au dat piesa Irinei. Am luat piesa Irinei, na. Fetița aia, ce crede ea? Care arăta și frumușică, și avea și voce bună. Ce-i trebuia ei porcăria aia de piesă? Dar tu ai văzut cum stătea Stingher acolo pe scenă, că în afară de păi nume nu n-a spus nimic. Seamă. Da, aia își povestea viața cu ei, cum a compus ea marea... piesă. Mi s-a părut de mare porc tot momentul ăla, ca să înțelegeți că practic eu pentru momentul ăla m-am exprimat, n-am vorbit la global, pentru că repet, noi an de an am scris câte ceva. Când am scris eu, a scris Iulia și ea a fost mai atentă, a avut și mai multă răbdare. De asemenea, Patricia spune, pe a lui Tudor o identifici, e vocea subțire care se văicărește în general de orice. Asta e atac la persoană, nu poți să faci asta. Așa cum au făcut ei, atac la persoana mea, nu accept să-l atacăm nici pe Tudor la persoana lui. Deci, nu asta era ideea. Ideea este că sunt voci cu care eu nu am decât o reacție minimală. Cântece, da, și Vama a avut și are cântece pe care le știu, și Vama are cântece pe care le știu și Vama are cântece pe care le știu. Ceilalți trei no more. Deci eu nu le știu pe alea. A, nu, știu. Are Smiley un vals. Așa. Pe ăla mi-a intrat în cap. Atât. Și n-ai văzut din tot recitalul The Motans de la Cer? Când cântau ăia, știi bine că eu am trecut pe alt canal, punctul 1 și punctul 2, de câte ori aud Motans, îmi trec pisicuțe negre prin față. E ceva rău? Nu, am înțeles că e bine.
Dar ăsta e băiatul care n-are dicție. Ăsta e ăla care n-are dicție. Andrei, confirm, pot vorbi o groază despre asta, spune Nicu Turcu. Nicu, nu vreau să te pun pe tine să vorbești despre asta. Tocmai pentru că tu ai fost drăguț și ai expus anumite situații care s-au creat la în legătură cu această firmă. Repet, un show ca ăsta, într-adevăr, face audiență. Și face audiență din cel puțin două motive, dacă nu trei. Oamenii vor să asculte muzică și mereu speră să audă ceva plăcut. În niciun caz nu e pentru a descoperi cântece pe care nu le-a auzit nici dracu. În niciun caz nu este pentru a promova un cântec ho-ho-ho special ca să-i spui, băi, ia uite ce știm noi. Nu, copiii ăia vin cu speranță. Publicul are așteptări și de la juriu și de la copiii ăia. Și de la efectele luminoase, și de la sunet, de la toate. Asta înseamnă show de televiziune. Deci eu nu-mi pun problema acum, că am auzit pe cineva care a zis, domne, dar totuși trebuie să acceptați că votul publicului, poftiți? Ce spuneți? Votul cui? Ați văzut voi vreodată în toți anii ăștia, vreodată, cum se jurizează din punct de vedere public, adică a apărut vreodată cifra, măcar așa, că puteau să pună orice. Să zic că 120.000 au votat pentru, 119 pentru alaltul și 114.000 pentru alaltul. Uite, domnule, am avut 300.000 de votanți. N-am văzut niciodată. Nici măcar nu se jenează pentru că totul e un aranjament de culise. Adică eu, producător, știu exact pe cine vreau să scot. Și pe primul loc, și pe al doilea, și pe al treilea. Dar ca să ajung acolo, trebuie să știu să fac, să iasă frumos concertul, să iasă show de așa manieră încât a doua zi când ne uităm la ratinguri, la audiențe, adică, domne, am ieșit pe primul loc. Sigur că ies pe primul loc. E brandul pro și este și un show la care, iată, încă sunt oameni care se uită cu așteptări. Eu am încetat să am așteptări din clipa în care am văzut că nu respectă nimic. Adică nici pe noi ăștia de acasă, dacă tu îmi dai 4 piese, 5 piese, 6 piese, la care eu stau și mă uit și zic, bă, ce melodie asta? Nu mai spun că niciodată nu scriu a cui e. Da. Pentru că și asta este o lipsă de respect crasă. Bă, scrie acolo frumos, Lou Reed, Walk on the Wild Side. Scrie acolo că nu doare, 1970 sau 68 sau 69. Scrie, nene, că vrei să educi și publicul puțin, nu te obligă nimeni. Dar bunul simț te determină să faci gestul ăsta. No, mai dăm un titlu. Ce ne trebuie? Așa că îi rog pe ăia care s-au enervat să mai pună mâna pe carte și să mai asculte, uite ce vorbim noi acum, că poate că îi ajută să înțeleagă de ce am fost eu deranjat de demagogie, de ipocrizie și da, de mecle inexpresive. Că asta au, ce să le fac acum? În momentul ăla așa arătau toți. Dacă eu aș sta așa 5 minute și m-aș uita la voi, cât durează o melodie? Nu, 5 minute, 2 minute. 2 minute. Mă scuzați, 2 minute, 2 minute. Cred că a zice, băi, dar ce față are ăsta după ce că e boșorog, mai are și fața aia inexpresivă. Pentru că așa erau. Eu am dat o secvență, nimic mai mult. Probabil că dacă aș fi stat mai mult, ieșea un articol mult mai tare. Presupun. Ziceți, vă rog. Apropo de emisiunile astea și de fapt de ce zicea Teddy mai devreme că storc emoții și așa, uite, Școala Vedetelor, din punctul ăsta de vedere, era cu totul și cu totul altceva. Punea muzica pe primul loc, nu ucidea spiritul artistului. Chiar scria piese pentru copii. Exact, exact. Deci acolo au fost copiii ăștia, mulți dintre ei astăzi sunt vedete, scria pentru ei, ca să poată să-și pună în valoare vocile. Pe Școala Vedetelor dădea clasă la toate edițiile făcute de Titus Munteanu sunt peste vocea și cu cel puțin. Da. Absolut, fără discuție, foarte bună idee, foarte bună semnalarea. Îmi pare rău că n-a fost continuată, pentru că Titus Munteanu, nemai fiind, putea să o facă oricine din televiziunea română. Pentru că arăta că există preocupare pentru muzică, dans, coreografie, ăia dansau, făceau un show. Învățau să stea la cameră. Exact, ieșeau un lucru de ansamblu și nu poți să zici că s-au născut între timp sau au murit toți compozitorii. Nu, domne, aveau cu cine să facă și acum. Deci Școala Vedetelor, dacă o iei acum și te uiți la o ediție de-a lor și o pui lângă oricare dintre astea, uite așa stau. Da.
pentru că era un produs românesc autentic. Andrei, poate ar trebui să fie criticați pentru că rup sufletul unor oameni nevinovați. Vorbim tot mai mult despre adolescenți care sunt depresivi, dar acceptăm cu atâta ușurință astfel de emisiuni care lovesc în sufletul unor oameni și așa încercați de viață. Teddy, nu sunt toți încercați de viață, că doar nu sunt numai cazuri sociale, dar chiar putem să spunem că de multe ori am fost surprinși, nu numai eu, poate și voi, că erau jumătate din Moldova, mai venea și unul din Franța, mai venea și unul din Marea Britanie, ne trezeam că vocea României era de fapt vocea oricărei țări, numai a României nu. Că s-a întâmplat și asta. Da. Stai puțin, chiar dacă nu ați fost invitat la filmul despre formația Phoenix, o să-l vedeți. Îmi aduc aminte despre filmul Martei Mesaroș despre formația maghiară Illes. Laurențiu Cezar Giambașiu îmi pune o întrebare conjunctural firească. Da, dacă o să am ocazia, o să-l văd. De ce nu? Pe mine mă interesează să văd. Uite, Rexul din Mamaia l-am văzut. A fost sechestrat. Ce chestie? Îți dai seama? Ăsta este cel mai vechi hotel de pe litoral. Mm-hmm. E făcut înainte de război. Și în ăsta am lucrat eu. Deci e un monument. Din cauza asta. Deci, acum l-au sechestrat, ceea ce mă întristează, dar trebuie să scrie acolo, aici a lucrat în anul 67-68, două vere am lucrat acolo. Deci, ca să spun de filmul Phoenix și faptul că n-am fost să-l vedem realmente, pentru că nu ne-a invitat nimeni, dar nimeni, din toți oamenii pe care îi știm din Phoenix, și cred că îi știu cam pe toți, unul nu s-a gândit să zică, păi Andrei, nu vrei și tu să vii? Avem două locuri pe Strapontine. Strapontine sunt alea de pe margine, care se pun separat. M-aș fi dus pentru că sunt convins că m-aș fi întâlnit cu foarte mulți oameni. Am văzut în sală fotografii cu mulți oameni cu păr alb sau fără păr, deci colegi de-ai mei. Însă nu s-a întâmplat asta. Am citit o cronică și am publicat-o și la noi, a lui Ovidiu Mihăilescu, pe care eu o consider foarte bună, și mai e un comentariu acolo care și ăla e foarte bun, așa că puteți să citiți acolo și veți afla părerea altora, nu a mea, că eu n-am fost, deci nu mă pot pronunța. Mă bucur că există un film ca ăsta, era important, e important pentru istoria muzicii pop-rock din România, pentru că așa ceva trebuie să rămână și pe film, așa cum m-am bucurat că a existat filmul Cernacului Flacăra, așa trebuie să existe și asta. Ceea ce am observat la ediția actuală a Voice of Germany este că abia cântă doi candidați cu prezentarea lor, comentariile juraților și interpretarea melodiei alese sunt cam 10 minute de transmisie, după care vin cam 10 minute de publicitate. Foarte enervant, noi n-am mai pus asta. Nu. Iulian asta să cronometreze și publicitatea, că era deja prea greu. Deci, din aproape 4 ore de emisiune, poate ascultăm 10 candidați, restul umplutură și advertising space. În alți ani erau mai mulți candidați și să ascultăm și mai multă muzică. Monica, și în Germania ca și aici e recesiune. Și în Germania ca și aici nevoia de bani e în creștere. Este absolut explicat. Bine că mai au ce să facă cu publicitatea. Ia gândește-te că dacă n-ar mai fi, ar falimenta. Deci, aici cu publicitatea nu ne jucăm. Teddy Chris spune, asta am citit, muzica este emoție, spune Mirela, dar la emisiunea acestea e mult show și prea puțină muzică emoție. Promovarea de muzică, noi artiști, acolo se face culturism vocal, cel mult culturism vocal, și din păcate multă vorbărie. Suntem de acord. Școala vedetelor te făcea să-ți dorești să le vezi spectacole, să mergi să-i vezi. Lavinia, asta spun și eu. Și nu poți să zici că sunt generația lor. Mai curând Iulia este generația. Cu Nadine, cu... Chiar și... Despot. Și Despot. Și toți ăștia care erau acolo erau copii Mălina Olinescu. Și câți n-au fost. Foarte talentați, foarte frumoși, copii cu suflet dedicat scenei și muzicii. S-a văzut, s-a simțit. De ce nu putem face același lucru? Nu înțeleg. Asta tot pentru aia care au măcănit. Mihail Tuturică, bună seara, bun găsit tuturor. Elisabeta Holhoș ne-a vizitat. Bogdan Suciu spune despre voce.
ar trebui să scrie în josul ecranului emisiune din când în când muzicală. Ar trebui să scrie multe. O chestie haioasă, spune Lucian Ercel, am văzut pe YouTube reacția juraților de la Vocea Australiei ascultând The Great Gig in the Sky. Nu cunoșteau melodia, era un video de câțiva ani, amuzant și trist în același timp. Dragilor, să nu vă mire. Și în alte țări sunt oameni tineri care n-au cultura muzicală să localizeze un cântec sau altul. Așa cum probabil eu, dacă voi auzi o piesă de top care e acum în heavy rotation la vreun post de radio sau nu la vreun, pardon, la toate posturile de radio, o să mă uit ca prostul și o să zic, bă, de unde e asta? Și o să ziceți, bă, nu știe, păi de asta este locul 1. Pentru că nu mă interesează. Așa nici pe ei nu i-a interesat nici Greg Gig in the Sky, nici Floyd, nici Animals, nici Zeppelin, nici Procol Harum, nici Pink Floyd, nici Black Sabbath sau altele. Nu i-au interesat. Asta este. Noi avem percepția și concepția că aia a fost muzică. Poate că alții zic exact opusul. Dom'le, alea erau plicticoase, erau lungi, erau zgomotoase. Noi acum avem ritm, avem balans, avem sunet, avem quadro, avem super sound și chestii de-astea. Fiecare generație are astfel de repere. Doar atât că am observat, și aici nu o puteți nega pentru că datele sunt în favoarea mea, că și ăia tineri tot cu cântece vechi vin în dezbatere și în concursuri. Și producătorii care au acum 40 de ani, tot muzică din anii 70-80 propun. Și de ce apare un Walk on a Wild Side într-un program actual? Pentru că alea sunt repere muzicale. Sigur, prost ales. Dar sunt repere muzicale. Putea să-i dea o piesă Led Zeppelin, nu? Un All Out of Love, acolo o să vezi voce. Păi cântată n-a cântat, de o fată. N-a cântat la Tiberiu ăla, am uitat cum îl cheamă. Da, da, da. Care a și câștigat, da. Și care, vai, așteptam noi să-l vedem. Și a dispărut. Și da. ăla a cântat chiar nu bine. Nu ne-a certat chiar cine e, PR-ul, Tudor. A, că, da, da, tu, da, domne, da. Că nu, că ăla cântă, că merge prin cluburi, că... Dacă ne-am permis să spunem că ăla, de ăla n-am mai auzit. Da, n-am mai auzit nimeni nimic. Păi, păi ce? Cântă prin cluburi. Eu trebuie să mă duc acum să văd cine mai cântă prin cluburi, că avem 1000 de cluburi la ora e asta. Difuzat undeva? Nimic, nimic. Păi a intrat în showbiz, e lângă ăștia în heavy rotation, l-au primit în club, i-au zis bravo băi, cânti bine, hai pe radio. Exact, exact. Nimic. Mary, în acest, Mary spune așa, în acest an nu m-am uitat deloc la Vocea României, am văzut frânturi pe YouTube, dar am încetat să mă uit deoarece mereu câștigă cazuri sociale și nu o voci. Nu știu dacă e chiar așa, cred că au câștigat și voci bune. Trist este că vocile alea nu sunt valorificate de industrie, pentru că industria ar trebui să profite, mai ales că industria e băgată până peste gât în afaceri cu ProTV-ul, cu media și cu... Eu am impresia că, de fapt, industria este băgată până în gât acolo, tocmai ca să nu permită oricui să intre. Să nu cumva să apare unul... Da, putem gândi și așa, da, ai dreptate. Nu cumva să apară unul care să bată la fund pe aia patru din juriu, da, de da, exemplu, da. Care nu. Sunt în industrie, nu? Că totuși sunt niște bani acolo din drepturile o, de da, difuzare. O, da. Nu ne jucăm așa. Se poate să fie și asta. Adrian Bugiu zice, îmi cer scuze că deschid un subiect care nu se afla în tema actuală a discuției. Ce părere aveți de scindarea trupei Iris? Care este continuatoarea? Cea a lui Cristi sau a lui Nelu Dumitrescu? Stimate domn, după numere este clar că nu ne-ai urmărit. Noi am avut discuție cu Nelu chiar de două ori, odată aici în emisiune, dacă nu chiar de două ori. De două ori aici. De două ori aici și a fost și la radio. Da. Asta nu înseamnă că avem vreo problemă cu aripa cealaltă în care Cristi cu Bodo și cu Walter, cu Boro și cu Walter, dar că ceilalți trei nu vor să vorbească cu mine. N-am nicio părere decât că sunt două trupe acum. Și cântă amândouă Iris. Nu pot să zic că e una mai bună sau cealaltă, pentru că și băiatul care este cu Nelu și care are voce bună face față cerințelor. Același lucru s-a întâmplat și cu Compact. Oricum, fenomenul este vechi, nu mai e de actualitate, de-aia nu-l discutăm acum. Dar părerea mea este că acolo au găsit o cale decentă. Adică Cristi spune Cristi și cu Boro și cu Walter, pe când Nelu Dumitrescu spune Nelu Dumitrescu și Iris. Deci
acolo nu-s confuzii, măcar asta s-a evitat, spre deosebire de alte cazuri unde confuziile rămân perpetue. De asemenea, revenind la subiectul ăsta al nostru, pe care am ținut să-l dezbatem, e bine să intrați să vedeți pe site-ul nostru articolele care sunt puse. Spune tu când, în ce an ai mai avut un material, pentru că am mai văzut unul, mi-amintesc eu așa. Dacă deci am avut în 2015, în 2018. Așa. 2017. Deci, în 2019. Așa. Deci aproape în fiecare... în 2019. Da. Deci, și încă unul în 2017. Deci cel puțin de 5, 6, 7 ori am scris noi despre acest eveniment, acest show de televiziune, așa că cei care au reacționat acum atât de mirați, domnule, ce a spus, aoleo, ce a scris, vai... Și toate au fost citite, foarte citite. Sunt convins că au fost citite, dar atunci n-au reacționat. Acum, fiind un text scurt, pe care au putut să-l asimileze, au zis, bă, acum e momentul. Că dacă ne-ar prelua de fiecare dată marea presă din România, adică Click... Andrei, da, Newsweek, Click, da, Click, da, Adevărul, da... Nu, urma să spun, Click era jaf pentru mine, e un jaf. Dar au ajuns la Newsweek, Newsweek mă onorează, e o presă serioasă. Adevărul e exact la mijloc, adică e mainstream, nu e nici nici. A stabilit cineva că e băsistă, deci era normal. Cine? Badea. Nu ți-a zis că tu numai acolo poți băsist. Să apă... Da, într-un ziar băsist. A, că și ziarul e băsist, da, sigur. Așa, deci vedeți, dacă ai o părere despre un fenomen la care toată lumea zice că nu se uită, te trezești cu 1000 de comentarii. Dacă scrii despre ceva la care tu presupui că ar fi bine să vadă multă lume, ai vreo 2-3. Asta eu o să comentez de acum încolo tot ce se dă la Animal Planet, că am înțeles că acolo se uită lumea. Așa știi tu? Da, așa au zis, și pe Discovery. Asta era o vreme, era marota multora. Nu, cred că s-a păstrat. S-a păstrat? Sigur că da. Eu acolo o să comentez. Eu zic că acum lumea s-a mai rafinat și acum și-au făcut mulți abonamente pe la Prime, pe la HBO Max și văd seriale și atunci... Bine, poți să comentezi și stăpânâinele lor. Eu nu zic mă că mai bine să faci asta. Eu am vizionat episodul nou de la Dragoni și am avut marea satisfacție. În ultima secvență apare Dragonul. Și ce face? Zboară. Vai, ce frumos. Nu dă foc. Vine... Îl filmează din față sau din spate cum pleacă? Nu, nu. Prima secvență e din față și cască gura aia urâtă și se uită urât la uzurbatorii care urmează să urce la troncă. Ei tot problema asta o au. Și pe se întoarce și pleacă. Și nu omoară. Pleacă supărat? Ușor supărat, dar zburând. Deci asta, o secvență a fost cu, în rest am așteptat tot timpul. S-au bătut? Nu, nimic. Ăștia sunt pacifici. Nu, a murit regele. Se pare, unii ziceau că sunt suspicioși că ar fi murit de o travă, alții că a murit pur și simplu că era bătrân și bolnav. Au mai spânzurat pe câte unul care se opunea, pentru că știi bine că foarte mulți au depus jurământ față de prințesa, adică fiica regelui. Uh-huh. Iar prin dărâmarea asta au zis, dom'le, trebuie să fie copilul reginei. Ăla fără ochi. Fratele lui fără ochi. Fratele lui fără ochi, da. Și ăla fără ochi, ăla era foarte supărat că nu l-au pus pe el. Foarte supărat. S-au dus să-l caute. El are dragon acum. Da, și s-au dus să-l caute pe băiat și băiatul nu era nicăieri. Zice, dom'le, s-a dus la curve, s-a dus undeva la în mod real, adică erau bordeluri, na, cum să le spun, la profesioniste. Păi acum ei n-aveau traseiste, aveau doar profesioniste. Deci s-au dus, l-au găsit pe undeva, l-au adus cu chiu cu vai și era momentul încoronării. Că asta era legea, regula a decis așa, că mi-a spus mie regele cu ultimele lui cuvinte că trebuie să fie băiatul meu rege. Ok, n-au avut încotro, ăia care s-au opus au fost curățați repede, pac, păi pac. Și fata? Fata n-a apărut. Fata, prietena mea, Reinera sau cum o cheamă, n-a apărut.
un episod fără ea pentru mine e o lacrimă. Și pormă vine ăsta dragonul, le strică petrecerea și pleacă. Atât. A intrat, a spart zidul normal, că nu bate la ușă, că are labele cam mari și s-a dus și a zburat. Așa că sunt foarte nerăbdător ca să vezi ce înseamnă un serial excepțional construit. No action, dar aștept episodul următor. Salutare, dragă Andrei, spune Ștefan Bogdan Lucian. Ai dreptate, școala vedetelor chiar aveau muzică și era o reală plăcere să îi vezi. Da, asta, sunt convins. Iar Nico Angel din Italia spune, eu când mă uit la Vocea, văd următorul lucru. 5 jurați plictisiți de viață și în a căror atitudine se citește, noi deținem radiourile. Dacă vrei să intri în club, trebuie să treci pe la de noi. Foarte bună observație. Bravo, Nico, excepțional, ai zugrăvit. Să păstrezi textul ăsta de la Nico. Că dacă vine de la un copil de 18 ani, poate o să înțeleagă și alții. Probabil dragonul s-a uitat la factura de la gaz și nu și-a mai aprins foc. Doamne, nu e de glumă. Voi glumiți acum cu facturile, dar o să vedeți când o să fie pe bune. Deocamdată, informațiile sunt total aiurea și confuze. Noi, de exemplu, adică eu, am vrut să plătesc la Enel Muntenia unde aparțin. N-am schimbat contractul, e ăla pe care îl aveam. Și nu s-a putut. Nu s-a putut de ce? Pentru că pagina lor, site-ul lor, nu îmi permitea. Nu merge. Nu mergea. Dacă eram unul de la care zicea, lase, bă, dar nu, am avut ambiția și cu ajutorul domnișoarei ne-am dus și am plătit din contul meu în contul lor. Făcut un transfer. La distanță de 24 de ore mi-a venit factura. Deci acum aș putea să plătesc. Numai că e gata plătit. Deci ca să vedeți că se poate întâmpla și așa. Când îi auzi pe oameni că, domne, sunt necitite de 3 luni, 6 luni, o doamnă la televizor, o comentatoare, care cred că era chiar foarte serioasă, și i-a venit pe 8 luni. Altă că de 2 ani. Normal că sunt sube mari. Da. Dar tu nu spui problema în 8 luni, în 10 luni, într-un an, în 2 ani. Bă, eu n-am plătit lumina, ce fac? Nu își pun, domne, problema. E mult mai simplu să protestezi, să spui că ce mare... Nu, da, să nu-și pună problema, de ce să nu-și pui problema de să dai citirea, pentru că regularizat începând, vine așa. Începând cu citirea și continuând cu plata, pentru că până la urmă, citit, necitit, o plată lunară trebuie să existe. Dacă tu nu spui problema, normal că ăla strântește în brațe suma care s-a adunat de-a lungul anilor. Da, o regularizare, sigur. Mâine apare un nou episod cu Stăpânul Inelelor, spune Patricia. Ești mulțumită, da? Da. Abia așteaptă. Lala, s-a terminat sezonul 1. Nu cred că începe al doilea prea repede. Cum să nu auziți în fiecare vineri? Dom'le, Lala e informată. Știu că s-a terminat sezonul 1, dar nu. Feng Shui-ul meu spune că vineri... Eu cred că s-a tăiat. Eu cred că s-a tăiat. Deci nu vă faceți iluzii. Asta e, s-a terminat. Mai așteptați și voi un an, doi, până când se adună forțele. Că nu este Sandman. Da. Johnny Doe zice, vineri seara, după ce am condus 300 de kilometri, am asistat la un concert de club al trupei Taylor Band. O reală încântare, muzicieni talentați și școliți în frunte cu Codruț Croitoru, care produc o muzică complexă, concept, prog-rock. Așa, aceștia în cap, mai greu, dar nu deloc la radio, TV, noroc cu YouTube, Spotify și mai ascultăm muzică made in România. Stimate domn, se pare că tu chiar nu ne asculți. Păi, noi am fost primii care am difuzat cântecele lui Codruț Croitoru. Fie că erau cu Taylor, fie că erau pentru alții. Și a fost și în studio de 2 ori sau dacă nu chiar de 3 ori. Așa că nouă ne spui exact un lucru pe care îl știm și mă bucur că ai făcut 300 de kilometri ca să-l asculți. Înseamnă că trupa sună bine așa cum ni s-a părut și nouă și că n-am avut o proastă inspirație promovându-l. Cred că asta ai vrut să spui, dar ți-a fost jenă să nu cumva să ne o luăm în cap. Rings of Power, ce? Te-ai uitat să vezi dacă s-a terminat? Nu. Iulia este disperată. A aflat. Nu mai scrie că da. Pare bine. Da. Deci Lala ai avut dreptate. Da, asta este. Nu plânge.
te rog eu frumos să nu plângi. Și asta e, se mai întâmplă, se termină. Unele lucruri încep, la un moment dat se termină și pe urmă revin. Când... Știi că abia au construit tinerele, ce să se termine? Nu se termină nimic. Da, da, trebuie, n-au bani acum să meargă mai departe. Am mai văzut un film, Imperium, cu fașiști, cu rasism, cu extremă, cu multe vorbe dure despre rase, și o iubire neplanificată la film Now, deci am văzut câteva filme pe care le-am suportat, ceea ce înseamnă că... Dar l-ai văzut pe la pe Prime, cu aia care s-au dus să se trateze. A, da, 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 da. Și ăla e, nouă personaje, cum zice, Nine Strangers, aha, nu? Care s-au dus la un tratament care era pe bază de droguri. N-are rost să vă povestesc pentru că e bine să-l vedeți. Poate fi interesant filmul, cu Nicole Kidman, care ea este terapeuta, dar care are și ea problemele ei. Și juca atât de bine încât atunci când s-a uitat prima oară spre cameră, am zis, hai să văd dacă e Nicole Kidman, că avea o privire înfiorătoare. Și am zis, bă, poate greșesc, seamănă cu ea, că blonde cu ochii albaștri au mai fost. Și, într-adevăr, ea era. Cum să nu apară? Nu, zice Patricia. După citirea, pe aplicație, spune Cristina Bogdănescu, iar sincer mie îmi place să mă uit la românii, au talent, am tot respectul pentru Andra și Andy Moisescu. Păi înțeleg că acum nu e. Acum nu e. Păi da. Și... Dar mie nici românii au talent, nu... Nu, eu acolo oricum am fost mult mai relaxat, până când au trecut din muzică în orice. În circ. În mult circ, da. Dar chiar în orice, adică nici circ nu mai era. Că au fost lucruri care n-aveau nicio legătură cu nimic și nici măcar cu talentul. Adică să fie acolo, un moment, na. Bine că n-a venit unul să stea 3 minute și pe urmă să iasă. Că puteai să faci și chestia asta, ziceai că stătea așa și gânditorul. Cel mai bun, da. Sau așa. Și stătea 3 minute, bă, excepțional, bă, câtă profunzime. Ai văzut și privirea și tot, n-a mișcat. Oricum, show-ul ăla, cât timp a fost ghidat mai spre muzică, mi s-a părut mai digerabil. Când au, și acolo era suprapopulat cu străini. Da. Deci când folosești conceptul român, 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 vocea României, român, trebuie să ai grijă de chestia asta. Nu poți să minimalizezi esența unei nații. Tot timpul, domne, trebuie să cultivăm arta românească, cultura românească. Ai văzut ce a cerut Aur acum? Nu știi? Nu. Oh, o să iasă un scandal, o să vezi, în Parlament. Au propus ca în școli să se introducă obligatoriu învățarea tradițiilor românești, mergând până la gătit, copiii să învețe să facă mâncare românească, adică românismul până la suprem. Stai că îți spun dacă am reținut bine, ce să zic, o propunere care a fost avansată în Parlament și care va fi votată la un moment dat. Da, să știe să umble cu gherghefu, să croitorească copiii, să ne întoarcem la origini. Ce crezi tu că ne jucăm? Adică asta e, ăsta e traseul. Am văzut... Păi, aveam și noi lucruri manual. Păi sigur că da. Când eram în clasele mici. Da, dar nu strică și să vezi lucrurile și... astea. Nu strică să vezi, dar nu să faci o lege, să obligi. Da, corect. Vă atras de Big Bang Theory. Mi se pare un mod amuzant de a populariza știința. Mult sarcaz și autoironie acolo, sunt toate sezoanele pe HBO Max. Eu am văzut una sau două, nu mai țin minte câte, dar merită văzut. Lucian ne propune, apropo, ați reușit să vedeți Manchester by the Sea? Nu, domne. Nu, pentru că nu este disponibil la noi, este disponibil doar nu peste ocean. L-am căutat și nu mi-apare. Exact asta spun. Noi avem la Vodafone un fost UPC, să ne vină factura pe e-mail, de vreo 3 luni nu vine factura. Trebuie să ne logăm pe My Vodafone și de acolo ne luăm și apoi plătim. Că altfel vă dați seama cât se adună. Exact asta spuneam și eu. Deci trebuie să fii proactiv, adică să te duci înaintea nenorocirilor, nu să aștepți să vină ele peste tine. Te duci înainte de a se întâmpla.
Eu am văzut Purple Hearts pe Netflix, spune Manuela. Pe ăsta nu l-am văzut eu. E făcut după o carte, au mai ecranizat de Lion Moriarty, Marile minciuni nevinovate, tot cu Nicole Kidman. Am câteva din cărțile autoarei. Deci ea a văzut aia. Aha. Ai văzut faza cu Șoșoacă și masonii? Dom'le, ce a ajuns și parlamentul ăsta? Patricia mi s-a povestit. Eu nu n-am văzut momentul, dar probabil că e pe YouTube, nu? Nu știu dacă e pe YouTube, dar stai că pot să-i găsesc declarația. Când a intrat ea într-o cameră cu 10 masoni. Nu a intrat ea de bunăvoie. Mă rog, a fost atrasă într-o... S-a încercat racolarea ei în masonerie. Așa, și au încercat cu forța. Bineînțeles. Da, deci a fost împinsă cu tancul sau cu ce, că nu se putea de împinge de așa. Șoșoacă susține că a fost trasă cu forța de pe holurile Parlamentului într-o căpere... din Parlament, unde ar fi observat prezența a 10 bărbați. Citez, mă duceam la etajul 3, mă întâlnesc cu două doamne, îmi zâmbesc. Vai, cât vă admirăm noi suntem masoane. Mulțumesc, eu nu. Dintr-o dată se deschide o ușă și mă trage cineva înăuntru, ca la viol. Și mă trezesc eu într-o încăpere. Nu am mai fost la viol de mult, așa că nu știu cum. Șoșoacă știe. Așa. Și mă trezesc într-o încăpere cu 10 bărbați. Bună ziua, doamna Șoșoacă. Știți, noi suntem masoni. Zic, eu nu sunt. Știm, n-ați vrea să fiți? Nu, zic eu. Din momentul ăla vă spun că după, eu nu am mai mers singură pe culoare. Băi copii, deci vedeți? Ăștia sunt oamenii care ne conduc până una alta și care vor să ne conducă și mai și, nu așa. Deci e un caz, într-adevăr. Deci Lavinia zice că știe despre ce film vorbesc, nu? Da, da, da. Eu n-am dat titlul corect sau... Parcă ți-am zis sie. Mi-ai zis mie. Perfect Strangers, nu? Sau cred că așa, ceva Nine de genul Nine Perfect ăsta. Strangers sau ceva de genul ăsta, nu? Am mai văzut Blackout. Dar tu ai văzut că pe Netflix au început să bage de-astea de groază și de suspans și toate sunt în top 10. Da, și ăla cu criminalul și ăla cu... Asta înseamnă că se uită unii la ele, da. Da. La TVR2 am văzut un show, o părticică din... Vedeți că nu mai iau de băiatul ăsta, cum îl cheamă. Prietenul meu, Paul Surugiu. Nu mai au de Fuego, dar am văzut o secvență dintr-un show de-a lui în care Gigi Gheorghiu era invitat și el cânta piesele lui celebre. Băi, și era un grup, pot să zic, un fel de grup de dansatori care făceau mișcările care cred că erau prin anii 60. Un pas înainte, un înapoi. Asta era grup de dans. Bărbații stăteau așa cu... Se țineau așa, dar nu erau ținute populare și făceau un pas înainte, un pas înapoi și fetele la fel. Băi, oameni buni, am zis, zic, băi, credeam că e o parodie și zic, băi, hai să aștept momentul următor. Nu, la piesa următoare au dansat identic, dansat. Nu dansau. Ei asta știau să facă. Deci se dau bani grei pe show-urile astea, domnul Fuego. De asemenea, spune... Sigur, Fuego vorbește foarte mult despre sine. La HBO3 am văzut The Marksman cu irlandezul, cu copil mexican, foarte tare. Ăsta mi s-a părut un film dur. Deci tot am văzut vreo 4-5 filme, ca să vedeți. Și ocolesc notițele care sunt legate de sport, pentru că nu vreau să mai vorbesc despre așa ceva. Nici n-am despre ce, mai ales când e vorba de fotbalul românesc. L-am văzut pe Tatulici într-un interviu amplu în care vorbea despre cum a lucrat el și cum a făcut el cele 4 televiziuni. Nu dansau, se legănau. Cam așa părea. Eu nu am știut că femeile sunt acceptate în masonerie. Dom'le, dacă poți să spui de Șoșoacă că e femeie, atunci da. Poți să spui că te-ai mirat. Se pare că e un nou trend. Anumite femei pot avea. Apropo de femei, ca să încheiem în glorie. Am văzut că și astăzi la emisiunea băiatului de la Prima TV, cum îl cheamă, Cristi Brancu,
Așa, s-a discutat despre problema expusă de Delia. Delia a expus cu mult umor și a exprimat o părere, pentru că probabil că era tracasată de aceeași întrebare, mă, dar tu când faci copil sau de ce nu faci copil? Și femeia, cu simțul umorului pe care știu că l-are, a dat în ei ca la fasole, adică le-a explicat, domne, suntem prea mulți și... Cam, eu rezum acum, că și așa suntem prea mulți și nu toată lumea are puterea asta să se împartă între carieră și asta, și asta ca să scape și de gura lor care o întrebau. De la bun început spun că sunt împotriva acestui tip de întrebare. Indiferent cât de mare vedetă sau cât de mică vedetă sau cât de posibilă vedetă. Doar în cazul în care vrei să te însori cu o femeie și pui între patru ochi întrebarea, mai poți să întrebi dacă îți dorești un copil sau nu. De regulă se întâmplă să afli după aia că, deși nu ți-ai dorit, ai. Deci problema este cu totul altfel. Săraca fată a reacționat și bine a făcut. Nu cred că s-a aștepta, sau dacă s-a aștepta, e și mai inteligentă, la un val de reacții, unele pro și altele contra. Adică cum își permite ea să spună că o femeie poate să trăiască și fără să facă copil? Păi problema ei. Cum Dumnezeu își permite alții să comenteze, aia n-am înțeles. Brancu a invitat-o pe Raluca Angel, care are 5 copii, da. Nu? Și care a și spus, dom'le, eu respect părerea Delii, eu am făcut 5 copii, am stat 10 ani acasă, după aia, de altfel, Raluca va cânta marți în deschidere pentru Garu, ca să știți că chiar nu împiedică copiii să cânte. Mai era acolo în studio Tania Budi, pe care n-am recunoscut-o, pentru că probabil că e într-un concurs cu Loredana la... Aoleu. Așa. Și... Dar ea e fericită și n-are copil. Mai era Alexandra Velniciuc, care n-a auzit nimic din ce se vorbea, dar a făcut un comentariu. A zis, eu nu aud nimic, dar eu vă spun părerea mea și gata. Și mai era încă cineva care avea copil. Deci s-a discutat și mama Deliei la telefon. Ha. Și care a zis foarte același lucru. Dom'le, nu înțeleg, Gina o cheamă, da. Doamna Gina, Matahi. Nu înțeleg de ce au oamenii grijă asta cu cine și cum și când. Ah, și mai era și Ramona Bădescu, care i-a zis că i s-a întâmplat invers. Adică atunci când a făcut copil, a fost luată de unii, că, bă, acum te-ai trezit și tu să faci copii, adică că e cam târziu. Adică, adică toate modelele erau în ecuație, dar dacă tu vii și spui că ăsta nu e un subiect de discutat, de ce îl discuți? Întreb. Da. Că toți au spus același lucru. De ce să ne băgăm noi în viața de lei? Ea a vrut să scape de urmăritori, de follower și indiscreți, și tu vii și faci N emisiune. Am văzut la știri. Da, da, da. Am văzut la nu știu câte televiziuni. Deci asta e de azi ce am văzut. Dar poate că a fost și la altele. Adică, oameni buni, femeia are dreptul să facă ce vrea, oricare femeie, nu numai ea. Ea a făcut foarte bine că i-a pus la punct. De ce trebuie să faceți din asta subiect? De ce se găsesc unii? Pentru că s-a referit una dintre vorbitoare, nu mai știu care, la haterii, chiar Tania, la haterii care intră și scriu și nu știu ce. Dar de ce trebuie să-i bagi în seamă? De ce trebuie să fie subiect ăsta? De ce te lași copleșit de asta? Se zicea, ce zicea Tanti Șoșo, era probabil un scenariu făcut de ea pentru un film de mâna a treia și a vrut să-și facă reclamă. Cine s-o creadă când zice că unii ar dori să o violeze? N-a zis așa. Nu. Bogdan, tu interpretezi tendențios. N-a spus nimic. A zis că era ca la... Ca la. Deci nu era exact ca, ci era ca la. Și nu voiau să o violeze, ci voiau să o înroleze. A înrola înseamnă a primi pe cineva în rândurile tale. Rândurile tale de mason ce ești. Adică ea 10. Că nu se mai poartă cu... Ba nu, erau 10 negrimitite, erau. Nu, că astea alții erau doar 7 pitici. Zic, încercam să localizez. Sunt din ce în ce mai multe persoane care adresează întrebarea despre copii. Pe mine mă exasperează deja. Lavinia, și eu cred că este o mitocănie care se rostogolește așa, ca un bulgare, bul de neige, pentru că
odată ce oamenii au impresia că pot spune orice întrebare unui artist, unei vedete, cu atât mai firesc în mintea lor e să pui întrebarea oricui. Bă, dar tu de ce n-ai copii? Și tu poți să zici, pentru că fuck you. N-are nicio vină copilul, de ce să... De exemplu, da, ăsta e un răspuns foarte bun. Așa trebuie să spui. O mamă care nu e mamă poate spune chestia asta fără nici... Dom'le, copilul n-are nicio vină. Adică niciun copil n-are vreo exact. Vină ca să aibă o mamă ca mine. Și gata, și nu te mai întreabă a doua oară. Exact. Dar, într-adevăr, există această întrebare care e pusă prea des. Eu nu am știut, asta am lămurit. Cred că mai e mai sus. Ce mai am? Mai nici masonii nu mai sunt ce au fost cândva. Asta clar că nu mai sunt. Păi am înțeles că mama lui Șoșoacă a făcut parte din masonerie. Dom'le, oricum nu se transmite. Mie îmi cosea bunica pentru lucru manual, eu nici nu am, nici acum nu cos, spune Lavinia, și Purple Hearts ăsta am înțeles, și mai era The Watcher. Uite, să te uiți la Watcher pe Netflix cu Naomi Watts. Dom'le, The Watcher e ăla pe care l-am văzut eu, nu? Nu știu. Ba da, eu am văzut. Da, dacă e serial, e un serial pe care, din care am văzut. A mai fost un eveniment, deci asta cu Delia să o lăsăm așa, nu e un subiect de discutat, și dacă vreți un sfat de om cu vechime, care am întâlnit și femei cu copii și femei fără copii și femei cu soț și fără soț, dar cu copii, și single, convinse și așa mai departe. Nu e un subiect pe care să-l discuți cu un om în spațiu public în niciun caz. Pur și simplu, e o chestie de intimitate. Dacă ajungem să discutăm lucruri de genul ăsta, asta înseamnă că suntem deja niște mai rău decât animale, pentru că alea nu verbalizează, alea fac. Noi ajungem să verbalizăm și să nici nu facem nimic. E problema fiecăruia, și nu numai că e problema fiecăruia, nu poți nici măcar să vii cu sugestii. Dom'le, dar ați putea să adoptați, dar ar trebui să adoptați, dar n-ar fi frumos să aveți, dar nu v-ar plăcea să... Cu animale poți să întrebi. Pentru că eu nu pun pe picior de egalitate copilul cu animalul. Deci poți să întrebi dacă ai un animal. Ca să, că mă gândesc că poate vine unul și zice, păi da, dar ați întrebat și dumneavoastră de nu știu câte ori dacă are animale acasă. Întreb pentru că vin întrebări de la voi. Dar nu consider că e o esențială întrebarea și oricum nu-i pun pe aceeași legătură. Chiar dacă sentimental unii sunt la fel de atașați de un de o pisică, de un câine sau de o broască țestoasă, cum ar fi de un copil. Și sunt unii care înlocuiesc afecțiunea pentru un eventual copil cu afecțiunea pentru un animăluț de casă. Și dacă responsabilitatea există și într-un și caz și în celălalt. Nu e aceeași, nu e aceeași, dar există. Dar există. Da. Oricum, ai noroc că nu trebuie să o duci la școală. Și nici nu... Nici nu trebuie să ieși cu ea la joacă și sunt multe lucruri, nu se compară. Nu, n-am zis că este aceeași, dar există. Da, responsabilitatea există, corect. L-am căutat, dar nu l-am găsit, spune Monica Esi la The Watcher. Mihai Forse a trecut pe aici o astfel de întrebare despre copii, poate provoca traume cuplurilor care suferă de infertilitate. Absolut, și nu numai. Nu numai pentru asta, că s-ar putea ca, nu cuplu, ci femeia care e întrebată să aibă o problemă de genul ăsta și să sufere că este tot timpul întrebată. Dar de ce să întrebi? Așa ceva nu se întreabă. Doar faptul că s-a ajuns la, știți de la ce? De la presă. Da. Presa bolnavă, insensibilă, mizeră, a creat acest tip de întrebare. Și normal că apoi și oamenii de obișnuiți au preluat acest tip de întrebare. Dar presa este cea vinovată în primul rând. Iată, spunem, a fost faza cu incendiu din capitală, da? Să zic două vorbe, pentru că atunci am spus imediat ce gândesc pentru mașina care a luat foc în pasajul Unirii. Câtă nesimțire, câtă lipsă de civism, câtă de omenie. Lipsă de omenie să treci pe lângă o mașină care ia foc fără să te uiți măcar, nici m-au încetinit, au mers, da. Cred că au luat-o mai tare când acolo era o mamă, un tată și un copil care încercau să-și salveze viața, când tu puteai să oprești și să dai cu extintorul.
Titi Aur a făcut un comentariu exact în acest sens la ziua următoare, în care a spus că este inadmisibil să ai o astfel de, un astfel de comportament și că știe că 90% dintre românii care au mașină nu știu să folosească extintorul, chiar dacă l-au. Da, da, da. Și atunci te miri că se întâmplă așa ceva. Pe lângă poveștile alea că era prea mare sau era prea mic și nu încăpea smurdul și mai știu eu ce, nu e adevărat. Construcția s-a greșit, pasajul n-a primit aviz ISU și atunci întrebarea mea este, da, am citit în presă, și atunci întrebarea mea este cu ce drept funcționează? Ce face domnul Arafat, trage concluzii, nu intervine niciodată? Da, da, am văzut că tocmai că se lăudau că ventilația a funcționat bine, pentru că a fost evacuat fumul care era deja înnecăcios și nu mai vedeai nimic, că a ars complet mașina aia. Da, bun, a ars complet. Da, sigur că da. Dacă n-au încercat nimeni să o stingă, autoritățile se lăudau că a funcționat cum trebuie. În mod normal ar fi trebuit, nici nu știu, să fie ceva să-i prevină pe aia care veneau în pasaj să nu mai intre. Bineînțeles. Niște ceva, semnalizare. Și să-i ajuți pe aia care sunt înăuntru să iasă. De fapt au și ajutat o parte, dar și cei de la pompieri au intrat pe jos. N-au putut intra cu mașină, că nici nu se intră în astfel de spații. Deci regula este să nu intre. Asta cu copiii am citit, iar Patricia zice că pe ea o deranjează întrebările când te căsătorești. Patricia, nu te poate întreba cineva când ești single. Dacă te vede cu cineva, eventual îți pune întrebarea când vă căsătoriți. Dacă ești singură, n-are de ce să spună această întrebare, dar tot indiscretă este și tot ține de o jumătate de mitocănie. Dacă tu vrei să vorbești despre asta, vorbești despre asta. Dacă nu vrei, nu spui. Dar nu se practică. Eu am mai zis că lumea nu mai ține cont de cărțile de bune maniere, de codurile de bune maniere. Eu am vreo 4 lucrări. De multe ori am tot spus, hai să citim din ele. Mi-am dat seama că e inutil dacă am ajuns la lucruri din astea, că pui astfel de întrebări. Extintoarele auto din ziua de azi au buton ca la un spray obișnuit. Mihail, oamenii nu au considerat necesar să apese pe butonul ăla. Buton de pulverizare. Te înțeleg, dar tocmai asta e problema, că n-au venit să facă nici măcar atât. Au trecut pe lângă mașina aia care ardea și care ars până la capăt. Chestii cum trăiești viața ta este o chestie privată, spune Sonia. Chiar când aud asta cu întrebări despre copii, evocă o imagine falsă despre viața în general, de parcă viața este una corectă doar cu copii. Nu, bineînțeles că nu. Și de-aia am și spus că mi-a plăcut ironia Adeliei, care a zis că suntem cam mulți. Da, și adevărul e că suntem. Și suntem cam mulți, da. Acum depinde pe cine vrem să dăm afară de pe pământ. Așa, o iubire neplanificată, asta era un film, și mai era unul, așa, am văzut, v-am spus că am văzut secvențe de la Ai Umor și a fost o secvență emoționantă, puteți să o vedeți și voi că e pe YouTube, în care ăsta Răzvan era în juriu și fiică s-a a făcut un roast și merită să vedeți, nu vă zic mai multe lucruri. De asemenea, a revenit Pătrarul la Prima TV și care l-a făcut zob pe Radu Cristescu, ăla e un traseist oribil, mă enervează băiatul ăla, și când era la PD era enervant și când a fost la nu știu mai care, la PNL, acum este la PSD, este absolut o mizerie de individ și Dragoș Pătraru l-a executat frumos, iar ce nu înțeleg eu în ultima vreme de la abordările politice, nu vreau să intru în alte amănunte, dar că nu înțeleg de ce sunt atât de porniți unii pe USR. USR are un rating mic, nu prea fac săracii nimic, tot timpul sunt victimele înjurate de toată lumea, parcă ăștia au condus România vreo 20 de ani. Pe cuvântul meu, permanent pentru
Le e frică să nu cumva să ia avânt. Păi da, mă, dar n-au, nici măcar nu, ei nu schițează ceva care păi să... Păi și ăștia nu vor să-i lase să schițeze nimic. Nu, eu nu așa se, cred. Nu, nu se pupă. Mai grav este ce se întâmplă cu Olanda, într-adevăr. Nu ne vrea în continuare în Schengen. Asta cu discursurile lui Rare sunt absolut de nesuportat. Astăzi l-am văzut chiar fiind arogant și obraznic chiar cu gazda emisiunii și dacă m-a sunat, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Și a trebuit să stea săraca femeie să asculte Ioana, da. Ioana Constantin. Dar, oameni buni, să ne înțelegem. A spus-o și Ioana Dogioi, au spus-o și oameni care privesc lucrurile mai ponderat, nu cu entuziasmul ăsta naționalist, că, dom'le, nu ne lasă ăștia să intrăm, că ne șantajează. Păi, n-am avut noi droguri pe malul mării? N-au fost prinse tone de drog care traversau România? N-au fost prinse persoane care erau transportate către afară? Nu ne-au dispărut 9 fetițe în România duse către produs în afară? Păi ne facem că plouă știrile care circulă pe lângă lucrurile pe care noi nu le știm, dar care se petrec. Ce se întâmplă în portul Constanța? Ce se întâmpla cu avioanele care erau găsite din greșeală cu vreo 1.200 de colete de țigări? Se făcea trafic cu Ucraina, dacă se amintește, recent, nu sunt, înainte de război, câte și mai câte. Și noi vorbim de cât de pregătiți și culmea este că și legile justiției sunt contestate din interior. Bașca ce ar putea să zică Occidentul. Adică eu nu sunt deloc surprins că sunt unii care știu astea. Mai ales că noi avem grijă să și vorbim foarte mult despre ele. Asta e. Tu ce mai înțelegi din tot ce se întâmplă în Ucraina? Putin a declarat legea marțială în teritoriile ocupate. Păi înțeleg că el vrea să bage frica în acele teritorii, să poată executa oricând pe oricine, dacă îl supără cu ceva, deci oamenii ăia să trăiască în panică, iar panica lor să se răsfrângă asupra conducerii libere a Ucrainei, ca ăia să cedeze. Asta e strategia lui, este... Cât se poate declara. Clar, fără dubii. A vrut să le declare ale lui, deci dacă fiind ale lui teritorii cucerite poate să introducă legea marțială, n-ai voie să ieși noaptea, n-ai voie să faci aia, n-ai voie nimic. Și dacă te prinde cu ceva, la zi te-a executat, la revedere. Ca și cum până acum nu făceau tot asta. Deci e o strategie de întins elasticul până când se rupe. Provoacă, până când la un moment dat o să, am înțeles ieri sau astăzi a fost din nou informația că domnule s-a spus că o să arunce o bombiță în Marea Neagră. Toate astea au o menire propagandistică, dar și una de a crea panică și de a o menține. Pentru că n-a bombardat Kievul la întâmplare. A bombardat exact sursele de energie. Da. Se lase pe întuneric. Populația lăsată pe întuneric și fără condiții de trai. Și ăștia acum alte sancțiuni, că vor să sancționeze și Iranul, că au dat drone. Da, da. Și ce să facă? Din sancțiune în sancțiune. Ce să zic? Nu, eu nu știu ce mai poate să mai sancționeze la Rusia, că credeam că le-au dat pe toate. Nu. Mai au vreo 10-15 sancțiuni pe rol, da. E nasol pentru că îmi dau seama cât de jos ajunge societatea mondială până la urmă, cu frica asta pe care ne-o cultivă chiar marile puteri. Chiar și americanii ne cultivă frica pentru că nu ne dau niciun confort. Să zici, bă, dacă ăla mai face cu tare, i-ai ce? Tras-o și gata. Păi nu, din potrivă. Spun rușii pe la televiziunile lor pe acolo că ăștia acum zice ceva de Marea Britanie și de România și de așa, fac, cităm, știi? Că, dom'le, ar trebui să le dăm și lor câte o bombiță pe acolo. Da. Totuși, de ce dau arme? Exact. Pe asta spun că atmosfera este cultivată fără niciun fel de legătură cu perspectiva și cu realitatea. Și orice analist a fost întrebat, dom'le, dar ce credeți, când se termine? Nu primești răspuns. Deci nu există perspectiva încheierii, pentru că scenarii de genul dacă se dă o lovitură de stat și îl scoate pe Putin, nu se dă. Și dacă îl scoate, vine altul care e mai rău ca el. Da, care sunt din același film. N-au nicio șansă. Deci nu,
dacă decât să vii cu tâmpenia asta, mai bine nu pui problema. Dacă întrebarea este cât rezistă Europa, toată, cu noi incluzi, nu știu. Ne răzbunăm noi pe Olanda, îi distrugem la fotbal. Oh, da. Ai dreptate, Mircea. Permanent îi distrugem. Legat de copil, spune Cristina Bogdănescu, sunt mulți oameni curioși până la nesimțire. Că eu de ce am copil? Cum o să mă descurc? Așa? Și le-am spus că nu ne ducă grija. Sau că știi vorba aia, calul moare de drum lung și prostul de grija altuia. Da, din păcate sunt foarte mulți care pun întrebarea asta. Și revenind și la Ucraina, am mai avut aici o notiță despre ce s-a vorbit la televizor, dacă îmi scapă, asta este. Am găsit încă un film pe care ți-am spus că nu-i rău, e ușor confuz, dar merită văzut. Bliss se cheamă și e nou. Yeah. Extaz. E cu Salma Hayek și cu Owen Wilson. E un film la care trebuie să fii atent pentru că nu vi-l povestesc, tocmai pentru că cere atenție. Era pe unul din canalele astea trei. De asemenea, mai era un mesaj, Patricia, crezi că unul ca Putin va face pasul înapoi? Mă îngrijorează un conflict major între Rusia și NATO. Eu nu cred că va face. Asta e, nu cred. Doar dacă marile puteri occidentale vin cu o soluție, n-are sens să spun eu ce soluție, dar vin cu o soluție care să-l facă pe el să zică aici ne oprim. Nu mi s-a părut. Dacă și-a propus să rupă relațiile dintre țările europene și să fractureze Uniunea, păi, probabil că nu o să se oprească. Și să nu uităm că în continuare unii folosesc gaz rusesc și în continuare foarte multe instituții importante din Europa, multe, multe, nici nu mi-e și greu să mă gândesc câte și care, sunt infiltrate cu băieții lui Putin, oamenii care sunt devotați, așa că să nu vă așteptați la vreo minune. Nu vă face Putin niciun pas înapoi, spune și Monica Esi. Și toate știrile astea, că au început să-i sune pe meteorologii acum, o să fie iarnă grea, că o să vină de vreme, că nu o să mai fie ca în alții ani. Nu înțeleg de ce, că ei și așa nu știu nimic. Ei nu știu nici cum o să fie mâine dacă ei la bani. Da, e o strategie clară. Da, ăștia sunt ai noștri. Știu, păi de la ei. Păi ce, crezi că la noi nu sunt destui care joacă pe cărțile lor? Uite-te la televiziune, adică tu n-ai răbdare să te uiți, dar eu mă uit la știri și văd între o emisiune sau alta, pac, vine o a treia care este din filmul celălalt. De exemplu, uite, B1 are emisiuni decente când este Ioana Dojoiu, când este băiatul ăsta mușat. Păi vine domnul Turcescu cu o altă echipă care spune exact opusul de ce au spus ăștia. Vin băieții aia doi, Radu și cu Răzvan, spun, fac niște ironică, îi fac pamflet și bine fac, se iau de toată lumea. Vine altă emisiune care spune exact opusul și atunci afli ce se întâmplă. Echidistanță. Anca Alexandrescu, poftim? Echidistanță. Da, e mimată echidistanța, dar este cât se poate de putred. Am văzut cum l-au executat mediatic pe ăsta, Ungureanu de la USR, care cred că e și medic ca pregătire, săracu are o bâlbă, el se bâlbăie și se exprimă mai greu, dar știe ce spune, și care a fost în platou la Antena 3 cu 6 oameni care toți țipau la el. Un PSD-ist, un penelist, un Ciuvică, un, cum îl cheamă, Gâdea și încă un personaj. Toți țipau la el și îl certau pentru orice. Cu vaccinurile, e clar că ei au luat. Trebuie să fie executați, trebuie să întoarcem banii. Sigur că s-au făcut niște prostii majore și niște bani s-au dus. Dar de ce nu vin organele, instituțiile să rezolve problema? Ce e așa greu, brusc, când e vorba de milioane, milioane de euro, tu n-ai mijloace să mergi pe fir, să afli cine a semnat? Păi dacă e atât, toată lumea știe, să vină să-i aresteze și să întoarcem banii. Pentru că știi bine că noi am comentat aici împreună. De ce Dumnezeu avem noi cu domnul Câțu era atunci atâtea, așa o cantitate mare de vaccinuri, ce știi dinainte că o să le folosești? Da.
Și tot comandam și tot ne lăudam. Au intrat în țară încă 5 milioane, încă 6. Și acum ne-am chinuit să le aruncăm, pentru că și pentru aia trebuie să plătești. Și pentru aruncare trebuie să plătești, pentru că trebuie să le distrugi în anume fel. Și încă nu s-a rezolvat problema financiară. Păi să facă organele treaba lor, să cerceteze. Vă salut și eu acum, am intrat și vă urmăresc cu drag, chiar dacă trebuie să lucrez, spune Anda Mihailescu, nu te mai ținem, acum plecăm. Chiar unde e Câțu? Câțu a început să vorbească și îl atacă insistent pe Ciolacu. Asta, el a ieșit din nou la rampă, sigur, mai e mult până la alegeri, adică vă dați seama, sunt până în 2024, mai e răgaz, dar ei își fac acum temele, încep să iasă, se ceartă puțin între ei, acum sunt la braț și eu sunt convins că, din punct de vedere financiar, strict financiar, ideea de a merge la braț cele trei partide este înfloritoare, este exact ce își doresc ei. Bă, ne înjurăm, dar rămânem împreună. Cam asta cred eu că se întâmplă. Greu se vor rupe unii de alții. Cred că Olanda nu ne dorește, pentru că dacă nu pot precum Constanța va deveni, dacă comportă precum Constanța va deveni funcțional, Rotterdam nu va mai avea aceeași influență, e totul pentru bani. Lucian, textul ăsta l-am văzut și l-am auzit de zeci de ori în ultimii 10-15 ani. De ce să pui problema așa când Rotterdam merge brici de când e și Constanța stă pe loc de aproape 30 de ani? Constanța funcționează la 5% sau 10% din potențialul ei economic. În loc să ne ocupăm să facem să funcționeze portul Constanța, să aibă conexiuni, să poată ajunge omul cu trenul până acolo, să încarce, să descarce, să fie trafic imens, s-ar putea face, dar tot n-ar fi problema asta pentru Rotterdam, că vezi, Doamne, le luăm pâinea. Nu, aici sunt chestii politice și dacă suntem cinstiți cu noi înșine, ceea ce, din păcate, nu văd la televizor decât foarte rar, acceptăm că noi încă avem bube. Nu atâtea câte a spus nenea ăla, că l-ați văzut pe ăla, șeful olandezilor, când a intrat și ne-a făcut zob. Da. Infrastructură nu, aia nu, aia nu, a spus lucruri care sunt reale. Și pe care noi le spunem. Și noi le tot spunem, deci de ce brusc ni se umflă patriotismul noi și spunem, băi, nu vor aia să ne primească. Nu, noi n-am făcut încă temele. Și când o să le facem, probabil că până și ăștia o să zică, da, asta este. Ca să ne maximizăm șansele, am întreprins multe demersuri. Vine domnul Aurescu, ministrul afacerilor externe, care spune chestia asta. Total nerelevant. Asta a spus și marele analist Rareș Bogdan, care a zis, cum? Că trebuie să stăm de vorbă cu toți. Păi până acum ce ați făcut, mă? Păi de lobby, ăia au problemă că nu ai stat de vorbă cu ei? Dar o secundă, știi ce, am fost atent, am stat cu pixul mână să aud când spune că trebuie să rezolvăm problemele pe care ăia ni le impută. Nu, și niciun cuvânt. Păi, tăticu, dacă tu vrei să vadă ăia că ne-am pus pe treabă, că rezolvăm cu justiția, cu corupții, da. Că au și ei și corupți, au și belele, au și crime, au asasinate, au de toate. Apropo, ați văzut acolo, în Marea Britanie, democrație, nene. A sărit lumea la gâtul femeii, femeia și-a dat demisia, prim-ministru. N-a stat să frece menta, să aștepte să se întâmple vreo nenorocire. Și-a dat demisia. Pac, imediat, a zis, stau până când, într-o săptămână, până când desemnați pe cineva și am plecat. Deci, doamna Tass, nu? Da. Ăla e Trump, asta e Tass, putea să fie o întâlnire foarte spectaculoasă. Și-a dat demisia după 2 luni. Deci, asta înseamnă atitudine de respect față de țara pe care o reprezinți. Adică, n-a stat să se nasolească totul. Sigur că opoziția i-a pus în cârcă și ce n-a zis și ce n-a făcut, dar eu am urmărit și dezbaterile din cameră și tot ce fac ei acolo, e foarte amuzant cum se ridică, cum se așează, cum aplaudă, cum țipă, hei, 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 îmi place, adică aproape că e un show. Unde ai văzut filmul Bliss? Dom'le, trebuia să-mi notez, are dreptate. Da? Da. Deci nu era pe Netflix sau o altă platformă de asta. Ba da, pe una din astea pe care... Unde am crezut că era TV. Nu, e pe una din platforme.
Bliss, extaz, da? Cred că era pe Netflix și cred că era pe unul din primele locuri. Dar dacă nu găsiți, o să mă uit după ea și vă spun data viitoare. Am citit undeva, nu în presa românească, Putin și-a făcut planul bine pus la punct, a lucrat 29 de ani și a așteptat să plece Trump și când a venit caricatura de Biden, a trecut la acțiune sprijinit de aliații din China, Coreea de Nord și Iran. A zice că și Siria, că și Siria a votat în favoarea lui Putin. Ei vor face o nouă ordine mondială, au și declarat public asta, să distrugă civilizația occidentală și democrațiile și să pună stăpânire pe întreaga lume. Monica, asta cu gargara asta, că de asta aștepta să plece Trump, în primul rând trebuia să aștepte să vină Trump ca să poată să plece. Păi ce, n-a fost altul înaintea lui Trump? Și de ce ar fi trebuit să aștepte să plece Trump? Pentru că erau prieteni și n-a vrut să strice prietenia. Asta... Păi și nu să băga, Trump zicea, pas. Da, treaba sigur. Lor în Europa. Nu putem contrazice ideea că a și declarat-o că vrea să facă o nouă ordine mondială. Da. Asta clar. Da. No worries, îl caut pe amândouă și pe Netflix și pe Prime. Bine face Anda. Liz Truss și-a dat demisia după 45 de zile. Adina ori am spus, mă. Mă, băiatule, Ștefan, tocmai te-am sfătuit odată să încerci să fii pe fază. Tu tot timpul ești în contratimp. Care-i problema? Ce, că am zis că aproape două luni? Păi 45 de zile nu sunt aproape două luni. Ce, trebuia să-i zic și ora și minutul? Și oricum, n-a plecat încă pentru că a anunțat demisia astăzi după masă, pe la ora 4:30, dacă tot, ora României. Și a ieșit acolo la măsuță, în față. A ieșit în fața, acolo la Donington Street, a zis ce a avut de zis și a intrat însoțită de un domn înalt și voinic și gata. Și ne-a spus că stă acolo în funcție până când își găsesc un locuitor. Mie mi se pare absurd să fii parte din Uniunea Europeană, dar să nu te primească în spațiul Schengen. Cu asta suntem toți de acord. Poate e doar părerea mea, dar uneori ne facem singur o imagine mult prea întunecată. Nu e chiar așa. Aici am rezervele mele. Nu că ne facem. Și alții au. Dar ei au fost înaintea noastră acolo. Ei sunt o comunitate în care noi am ținut să intrăm. Nu ne obliga nimeni. Am dat examen, am luat. Am dat examen, am picat. Am dat alt examen, iar am luat. Deci noi am ajuns în Uniunea Europeană în urma unor probe. Eu nu spun că alea sunt ok, că sunt foarte multe măsuri pe care le auzim exprimate de mai mari europeni cu care eu nu sunt de acord, poate nici tu, nici Iulia, nici altă generație. Am ascultat-o pe aia din Italia, dohulește toată lumea. Da, da. Aia a spus ceva cu care eu sunt total ok. Da. Șefa Italiei. Italiei. Care încă n-are săraca guvern. Ha. Deci încă se chinuie să facă un guvern, că nici acolo nu e ușor. Deci, în mod clar, nu suntem oaia neagră a Europei, dar dacă noi nu ne rezolvăm singur problemele... Dar lene și Europei cred că suntem. Posibil. Cert este că să dai acum vina pe... USR, pe sărășiști, pe nu știu mai cine, că ăia se duc și ne părăsc. Păi da, e destul ca un, dacă vrea, un analist din Europa sau unul dintre cei care votează acolo să vadă care, ei primesc presa din România. Se uită în ea și văd, bă, ăștia au probleme cu DNA-ul, ăia au probleme cu DICOT-ul, au închis mega-imajurile, dar de ce le-au închis? Păi pentru că sunt probleme cu calitatea produselor sau cu bănuții, au închis nu știu ce fabrici, dar de ce le-au închis? Păi pentru că i-au prins furând și mai știu eu câte văd ei acolo. Probabil că dacă noi ar trebui să dăm notă Olandei, Germaniei, Belgiei sau Franței, probabil că am face la fel. Până una alta, ei ne dau nouă. Ok-ul că intrăm sau nu intrăm. Sigur că este aberant că după 11 ani de când tot discutăm despre asta, acum din nou vine cineva și culmea este că e același cineva care spune stop. Dar am zis și au zis și alții, nu e părerea mea, ci am auzit-o și eu de la oameni care se pricep,
că nu e obligatoriu să fie Olanda. Olanda este doar în față. Poate că în spatele Olandei mai sunt alte 5 țări care se dau prietene sau se dau neutre sau votează așa. Da, suntem de acord. Da, îi spun ăstuia, bă, să nu cumva să acceptați. Deci, aici este și de faptul că noi avem vreo 5, poate 6 milioane de oameni risipiți prin Europa și poate că nu le convine tuturor. Poate că lor le-ar conveni mult mai mult o mână de lucru venită din Asia, care e mult mai ieftină, decât românul care mai are și fițe, mai și pune mâna. Sunt unii care se și pricep și le ocupă locurile lor. Deci sunt multe aspecte care trebuie luate în discuție. Sigur că putem să ne luăm de olandezi a la lung, pe felinarele roșii, pe prostituție, pe droguri, pe nu știu ce. Ce acum, doar pentru că au pe pusichea, trebuie să fim drepți în fața lor. Nu, dar nu așa se discută. Discuția este mult mai complicată. Credeți că ei nu văd discuțiile de la noi despre pensii speciale? Credeți că ei nu află că sunt oameni care trăiesc în mizerie și că ei se gândesc, bă, dar ăștia o să fie colegi cu mine, o să vină să-mi ia mie mâncarea din farfurie? Așa își pun problema. Ăștia, dacă au atâția săraci, vor veni peste noi. E logic să gândești așa. Da, mă, dar totuși atâția ani i-am lăsat să ne bată la fotbal. A, tu ai... Păi nu, dar acum serios, dar măcar așa un pic de empatie. N-am fost convingători. Păi cum nu, că... Nu din suflet i-am lăsat, i-am lăsat din așa. Din tot sufletul i-am lăsat, și la ei, și la noi. Peste tot. Peste tot, da. Dar chiar așa? Da, uite, să n-ai pic de empatie? Da, asta e, n-au empatite. Tot ce pot să vă spun este că fără ajutor din afară, noi de unii singuri nu ne putem descurca. Facem apel la istorie, dacă Carol nu ar fi fost în principate, nu ne-am fi dezvoltat în așa scurt timp. De acord că fără sprijin nu ne putem dezvolta. De asta e nevoie de prezența noastră în comunitate. Credeți că de drag intră toți? De drag vrea și Croația, care au orgolii și au nevoie, tocmai de nevoie. Și Bulgaria la fel, de nevoie. Nici nu mă bucur că suntem puși la pachet cu bulgarii, pentru că știu că bulgarii au minusuri mai multe decât avem noi. Dar așa vor oamenii să ne ia. Eu nu consider că e o construcție a fericirii, această Uniune Europeană și comunitate. Dar nu e una mai bună. Nu e, dacă te gândești la alta, este aia la care vorbește, despre care vorbește Putin. Și Doamne ferește să fi fost alegerea asta. Așa că trebuie să respectăm regulile jocului. Nu poți merge tot timpul pe ideea, lasă-mă că îi fentăm noi. Că așa e românul, că e șmecher, îi fentăm noi. Cum ați auzit și voi de 1000 de ori de discuțiile alea cu PNRR-ul și că e secretizat, că nu-i secretizat, se înjură ăștia peste tot, până la urmă aflăm că nu era nimic secret acolo. Secrete au fost discuțiile, da, dar nu concluziile. Unde sunt banii? Când încep să construiască 1 kilometru de drum? Când încep să facă o șosea? Când încep să facă o legătură între Ardeal și București, între Moldova și București, între regiunile mari? Când încep? Nu discutăm despre asta. Noi vorbim în continuare cât vor crește pensiile de la 1 ianuarie. Aia 10% pârliți o să fie. O nimica toată. Dar salariile nu cresc? Nu cred. Păcat. Dar de ce? Păi nu, că tu nu lucrezi la stat. Păi dacă dar la toți să crească. Dacă nu a crescut inflația, păi, nu trebuie să ne dea da, mai mult? Ba da, normal, păi și atunci... normal trebuie indexat fiecare salariu cu rata de inflație. Așa e. Așa sigur mi s-ar părea normal. Păi uite, ar fi corect că această creștere să țină cont de inflație. Păi asta, despre asta e vorba, dar aia nu înseamnă creștere. Aia intră în normalitatea execuției financiare, dacă mărești. Coșul minim pentru o familie e 8.600 de lei. De unde să ia o familie de cu 2 copii 8.600 de lei? Ce, să fie 2 miniștri. Acum nu se mai găsești nici lemne, nici peleți. Ai văzut că nu le mai bagă ăștia la vânzare? Exact, că exact. Lor nu le dau compensații. Exact. Nici baghete nu se mai găsesc. Nimic. Da. S-a închis și Mega. Nu știu unde ajungem. Da. Păi asta e linia pe care se merge. În nota asta optimistă, spunu Mihaela, spune nu știu ce să cred, bună seara. Nu știu la ce vă referiți. Ce la aștept? Toată situația asta. A, în sensul ăsta. Dreptul la muncă nu are legătură cu Schengen.
și cu și fără acord, orice cetățean din UE poate să lucreze unde vrea. Traficul, corupția, justiția, politizarea poliției, vamei, astea sunt impedimente pentru Schengen. Și aici nu face nimeni nimic. La asta m-am referit și eu. Nu la muncă, ci la astea, la corupție și la justiție. Chiar așa, cresc pensiile, primesc și eu mai mult, spune Monica. Nu știu, nu de voi e vorba. De noi era vorba. Fiind liniștită, Iulia, nici aici nu ne dau mărire de salariu din cauza inflației. Nu sunt liniștită, deloc. Patricia, de incendiu din Constanța, ce părere ai? L-a lovit Dumnezeu. Asta e părerea mea. Da, pentru tot ce a zis și tot ce a făcut pe băiatul ăla, cum îl cheamă? Pe bărbosul ăsta? Teoctis sau ce? Nu, ăla altul. Zi, cum Teofil, îl cheamă? Teofil, Teofil, unul cu Teo, da, asta știu că e Teo. Pe ăsta, sigur, i s-a întâmplat de acolo. Dar acum, cu autorizațiile, cu alea, au început să iasă la iveală. Păi da, că n-avea autorizație, că au construit niște chilii care nu erau chilii, care erau spații de depozitare, o rușine. Și din nou ajungem la povestea cu Schengen și vă spun de ce. Pentru că ei văd în presa noastră toate nenorocirile astea care ni se întâmplă și la care nimeni nu vine cu un răspuns final. Adică, oameni buni, s-a încheiat ancheta asta, ăsta e rezultatul, ăștia plătesc, asta s-a întâmplat. La noi fiecare proces durează 5 ani, 10 ani, se prescrie, la revedere, nu se mai știe nimic. Deci asta oamenii ăia de acolo nu acceptă pentru că la ei nu se întâmplă așa. Măcar pe partea asta, când îl prind pe unul, nu-l lasă până când ori le liberează și atunci lucrurile s-au închis și înseamnă că n-a făcut nimic, ori îl ard. La noi nu, o scăldăm. Păi aia o ținem închisă, dar nu s-a închis procesul, păi la alții lăsăm scăpați, ba prin Anglia, ba prin Iugoslavia, ba prin Grecia. Ce, credeți că ei nu știu cazurile astea? Pe Ghiță, pe Popovici, pe câți nu sunt? Nu știm noi pe aia care sunt atât de numeroși. Cristina Stănculescu, stimabililor, aș dori să ne limităm la muzică. Ne dă liniște și curaj, politica e pentru hoți. Cristina Stănculescu. Cum adică? Cum asta vine asta? Eu am crezut că ești un om cu suflet deschis. Teodosie. Teodosie, mai da. Da. Bogdan. Corect. Bogdan, uite cine are carte. România ar trebui ajutată acum, nu peste 20 de ani, când poate Uniunea nu va mai exista. Permanent pierdem trenuri din cauza corupției. Dar oare unde nu este corupție? Aici sunt de acord cu el, asta am și spus, dar probabil că asta, corupția noastră, e ușor diferită de corupția lor, dacă nu chiar foarte diferită. Pentru Cristina Stănculescu o informez că la Foc de Paie se discută despre subiectele toate la zi, așa cum e normal, și chiar la sugestia oamenilor care ne urmăresc. Dacă ai sesizat sau poate nu, noi am vorbit prima parte strict despre o emisiune care se pretinde muzicală. Deci asta am făcut în prima parte. Și în ultima parte facem tot asta, adică vă informăm că mâine seară vă așteptăm la emisiune. Vom avea șansa să discutăm mai mult cu prietenul nostru Sylvain Ode Găinar. Vă arăt cărțile pentru că poate mâine vorbind cu el la telefon o să fie mai greu. Astea sunt cele două cărți ale autorului. Unul tradus excelent, trebuie să recunosc, Balamuc la București și Țapii Spășitor au apărut și în limba română, după cum vedeți. Ele sunt scrise în franceză, dar autorul știe foarte bine limba română, surprinzător de bine, poate și mai bine decât mulți dintre noi. Vă recomand să le și citiți, dar o să-l descoperiți pe Sylvain mâine seară, mâine noaptea, o să avem o discuție mai lungă, o să auziți și cântecele pe care le-a propus el, total diferite. Uite, o văd acum pe Liz Truss. Așa că, stimabila doamnă Cristina Stănculescu, vă rugăm să ne înțelegeți că Foc de Paie nu înseamnă numai muzică. Dimpotrivă, noi nu putem difuza muzică, deci ar fi aiurea să vorbim despre muzică fără să o și ascultăm. Aici discutăm despre toate problemele care ne încurcă.
Vorbeam de pensia pe care o primesc din România, spune Monica. Andrei, la ea mă refeream și râdeam cu lacrimi de ciudă. Da, uite, și sormea s-ar bucura să-i crească pensia. Da. Și sormea e pensionară în România. Și mai știu pe mulți alții care au plecat, dar încet, încet, ăștia care sunt plecați au pensie mai mare fără să fi stat aici, iar eu care dau în continuare, nu vrea să crească. Trebuie să mai dai pe acolo, pe la casa de pensii. Da, să-i întreb dacă mai putem face ceva. Sunt un om cu suflet deschis, ceea ce nu găsim în politică. Acum am venit de la serviciu, aștept partea a doua cu muzica. Cristina, cred că glumești. Partea a doua este cea care se încheie acușica. Noi am vorbit despre partea muzicală. Asta cu suflet deschis. Poți să te uiți de la început. Noi lăsăm totul înregistrat, rămâne acolo și pe YouTube și pe Facebook, nu? Da. Rămâne în ambele locuri. Așa că dacă ai ratat prima parte, acolo am vorbit aplicat despre o emisiune de televiziune care se ocupă de muzică. Am vorbit și despre Delia, care și ea se ocupă de muzică, dar acum i s-a reproșat că nu face copii. Și am mai vorbit și despre filme, despre cărți, despre lucruri pe care le considerăm noi utile. Și dacă vreți, ca să nu uit, o să-mi dai tu ziarele de acolo, te rog, să vă zic rapid și ce s-a scris în ziare de când nu ne-am întâlnit. Apoi vă lăsăm, pentru că totuși este joi și mâine începe weekendul. Ți se pare mult 75 de euro ce primesc din România? Aoleu, nu. E groaznic de puțin. Nu știu câți ani ai lucrat. Că asta contează. Câți ani ai lucrat și ce salariu ai avut. Dacă ai lucrat puțin și salariu mic, 75 de euro este groaznic de puțin. E o sumă care atunci când se adună, deci cum face și Sormea, că nici ea nu cred că are mai mult. Cred că are pe acolo, pe la 100 de euro. Dacă are, dacă stai 3 ani, înmulțim cu 36 și este o sumă cu care poți să vii, să stai, să te plimbi, fără să intri în banii tăi. Deci eu privesc partea pozitivă, ca așa ne-a zis și Cristina, să privim lucrurile frumoase. Deci spuneam că avem aici 22-ul, Coaliția și Vânătoarea de Vrăjitoare. Deci, și vedeți, nu citisem ziarul, că acum le deschid. Cine e aici? USR. Deci ei au impresia că tot poți să dai vina pe USR pentru orice se întâmplă în România. Dacă prin pace înțelegem un tratat internațional cu garanții și ratificat de parlamente, mă îndoiesc că o pace între Rusia și Ucraina este posibilă în următorii ani și chiar decenii. Iată, asta scrie editorialul din 22. Deci, n-am citit înainte, dar am spus cam același lucru. Jalnica montură penelistă împotriva USR, spune și Andreea Pora. Bă, am picat pe textele lor, fără să le fi citit. Ce înseamnă? Toamna vrajbei generale. Asta trebuie să vă placă, pentru că e prietena noastră, Tia Șerbănescu. Știu că mai mulți o agreați. Este jurnalistul avertizor de integritate, întreabă Brândușa Armanca. Mai restrictivă, noua lege a avertizorului va descuraja oamenii să semnaleze nereguli, încălcări de lege, oferind cale liberă unor șefi abuzivi. Pentru că au scos-o și pe asta. Deci, avertizorul de integritate, drum bun. 11 ani, salariul era peste 3.000 lei ceaușiști. Dom'le, atunci cred că te-au păcălit la calcul. 11 ani trebuia să ai mai mult. Așa cred, dar nu mai știu cum fac ăștia, că și pe mine m-au tras în piept, așa că e greu să mă pronunț cum e cu punctul de pensie. Ca să ajungem rapid în Schengen, poliția și-a luat mașini BMW și uniforme de la un prieten de-a lui Iohannis. Apoi, înainte de vizita premierului olandez, cel mai reticent față de noi, Bode a cumpărat și două nave multirol de la compania olandeză Damen, favorita oaspetului nostru. Damen Vals, ministrul economiei, a lucrat la Damen. Fii atentă ce încrâgătură, și astea sunt reale. Fără să-și fi declarat veniturile obținute acolo. Așa se intră în Schengen. Plătești biletul și aștepți să vezi dacă e valabil.
Să vedem pașii următori și apoi vorbim, a zis premierul olandez, în timp ce Iohannis și-a păstrat optimismului bine temperat, declarând că discuția a fost pozitivă. Doar rezultatul e negativ. Rareș Bogdan s-a și enervat în P, adică în Parlamentul European, atrăgând atenția că dacă mai suntem ținuți mult la ușă, s-ar putea să devenim eurosceptici. Un europarlamentar olandez a susținut însă că, neavând infrastructură și având corupție, România nici nu merită să fie în Uniunea Europeană. De parcă nu se mai intră undeva pe merit. Vezi? Foarte bun textul, dar rezumă cam ce am vorbit noi până acum. Parcă au știut că trebuie să ajungem la concluzie. Acestea fiind zise, Senatul a votat mărirea taxelor locale cu 50%. Dacă tot au mărit lefurile primarilor, unii dintre ei sunt milionari, au mărit și taxele. Ciucă nu părea la curent, guvernul nu a achitat facturile la curent de 5 luni, adică de-aia nu părea la curent pentru că nu a putut. Habar n-avea ce impozite plătește. Sincer, nu știu. Așa a răspuns la întrebare. A fost întrebat dacă știți ce impozite plătiți. Și a zis, sincer, nu știu. Dar pretinde că vom rezolva problema în coaliție. Pe naiba, coaliția nu rezolvă, ci creează probleme. Prinzând momentul favorabil, Clotilde a promis tichete de 1000 de lei ajutor de iarnă tuturor locuitorilor majori din sectorul 1. O să primesc 1000 de lei. Da, da, mii. Vezi că doar... Sunt major. În sfârșit sunt major. Doar pentru anumite lucruri, nu poți să-i cheltuie așa. Nu, 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 îi țin, îi țin. Am vitrină, uite, am acolo în spatele tău o vitrină, acolo îi pun. Așa, o hârtie de 1000 de lei și o țin acolo. Adică votanților. Dacă, după care, s-a îmbrăcat în pompier și s-a dus să fie văzută la un incendiu. I-au trebuit 2 ani ca să iasă din primărie. Prea târziu, madam, dar fiindcă Rusia și-a intensificat bombardamentele în Ucraina, ministrul apărării Vasile Dâncu a declarat că războiul nu se va încheia decât prin negocieri ruso-americane, incluzând Ucraina victimă din ecuație. Excluzând Ucraina victima din ecuație. Deci îți dai seama ce tare e Dâncu? A zis să discute rusii și americanii. Ce treabă au ăia? Iohannis i-a recomandat să citească revista presei și să afle poziția oficială a României. Iohannis a citit-o și a aflat. A aflat astfel că și Dâncu, PSD, va fi remaniat. Asta înseamnă că va pleca și un ministru liberal în cazul schimbului de prizonieri dintre Ciucă și Ciolacu. E clar că pacea dintre PSD și PNL nu se va obține decât prin negocieri între Iohannis și Helvig. Foarte bun. Putin a declarat Victor Orban critică sancțiunile UE la adresa Rusiei. Un pitic impune sancțiuni unui gigant. De buturuga mică răstoarnă carul mare. De-aia și Biden ține cu buturuga, chiar dacă uneori uită. Putin e rațional, dar iresponsabil. Foarte mișto text. E responsabil când amenință cu arme nucleare. Asta a spus Biden. E un citat foarte mișto. Adică atunci când atacă, ucide și distruge cu rachete, tancuri și drone. Putin e rațional și responsabil? Fake you, firește. Orban crede că numai Trump poate aduce pacea în Europa. Uite cine are porumbelul păcii. Trampeta lui Putin. Trampeta lui Putin. Vezi ce mișto? Plecat la întâlnirea cu Putin spre a-i cere să facă pace cu Ucraina, Erdogan a primit de la acesta un hub de gaze naturale și s-a potolit. Așa că Erdogan a făcut pace cu Putin. Rusia și Turcia îi vor deranja pe unii. Țările dezvoltate vor fi mai puțin fericite. Păi nu sunt deloc fericite. Dictatorii Putin și Lukashenko se declară fericiți. Dar cum se știe, fericiți cei săraci cu duhul. Putin a recunoscut că nu regretă atacarea Ucrainei. O lume întreagă regretă, el nu a înțeles. Dacă nici pe el nu-l va regreta nimeni. Poate doar filozofii, nu aici scrie ceva, filozofii sau ce a vrut să zică, Șoșoacă și Andrei Marga. Cred că filorușii, cred că a vrut să fie...
Foarte tare articolul, excepțional. Deci, semnat Tia Cerbănescu, care are și Condei, mai sunt multe articole acolo, nu vi le zic pe toate. Foarte aios textul pe care îl citești, spune Monica. Da, foarte bun text, spune și Bogdan. Mulțumim pentru emisiune. Rusia recunoaște că are probleme în Ucraina. Asta declară un domn general, Sergei Surovikin. NATO va livra Ucrainei sisteme antidrone. Acum că se știe că sunt drone iraniene, o să aibă mari probleme. Păi da. Asta e din ziarul de azi, unde pe ultima pagină, aspretele, cel mai rar pește din Europa, găsit în număr record în România. Deci, măi, avem și noi un subiect, vezi? Știi ce e asta? Asprete. Am auzit așa, într-o știre, dar pește. Nu știam ce... E un pește cu o față urâtă, da. Asta e. Tineretul, consolarea noastră fotbalistică, iar Transilvania Open, scădere, dar cu planuri mari. În scădere, dar cu planuri mari, rusoaica Ana Blinkova a câștigat primul turneu WTA din carieră la Cluj, unde a participat la Transilvania Open. Deci îți dai seama, noi facem un turneu, luptăm împotriva rușilor pe toate și câștigă o rusoaică la noi acasă. Foarte bun, foarte bun. Cine nu ne vrea în Schengen? Este un articol în Adevărul de ieri. Putin urmează modelul Hitler în Ucraina și asta e clar. De ce nu pot rușii să distragă sistemele HIMARS? Rusia trimite armament greu în Belarus și știți bine că acolo la graniță sunt deja 9.000 de militari din Belarus, da, care stau acolo aliniați, nu știu în ce poziție. Moarte suspectă a unui alt apropiat al lui Putin. Astea sunt gargare, pe mine mă lasă rece, nu-mi spune nimic că apropiații lui Putin cad pe ferestre sau mai pățesc ceva. Și spune aici cine nu ne vrea. Zice așa, Parlamentul European îndeamnă statele membre ale UE să permite României și Bulgariei să adere fără întârziere la spațiul Schengen, potrivit unei rezoluții adoptate marți, în urma unui vot covârșitor. Ultimul cuvânt e dat de reprezentanții guvernelor UE. Și abia atunci o să aflăm, adică pe 8 decembrie ar putea fi ziua în care România aderă la Schengen. Articolul e scris în stilul casei, adică optimist, fără niciun fel de argument. De ce? De ce ar fi... De ce s-ar schimba? Crisantema de aur, ca să încheiem cu notă artistică, Festivalul Romanței se desfășoară neîntrerupt de 55 de ani. Eu zic că totuși, într-o ediție și alta, fac o pauză. Nu e chiar neîntrerupt. Cum? Așa pare, nu? Da, că nu cânte romanțe non-stop acolo. Nu, așa reiese că... Mai au și pauză. Un an între ele e pauză. Festivalul Național de Interpretare, Creații și Romanței va avea loc în zile de 22 și 20 de ani, adică astăzi a început la Târgoviște, unde din iarna lui 68 a fost organizat în fiecare an și nici măcar pandemia n-a reușit să-l oprească. Un lucru remarcabil, trebuie să fac totuși o observație, că Alina Mavrodin, care este directoarea artistică a festivalului, a refuzat o piesă care era dedicată Ioanei Radu și care era chiar o piesă foarte frumoasă, cântată de Ioana Sandu. N-am înțeles pe ce motive, mai ales că Ioana Sandu chiar știe să cânte, da, și romanțe, așa că n-am cum să privesc fără ochiul critic necesar. Istoria Crizantemei de Aur, sigur că au fost foarte mulți artiști mari ai scenei românești care au cântat de-a lungul anilor, au și cu ce să se laude și bravo lor că există, dar ar putea să fie mai flexibil la jurizări, dacă tot fac jurizări cu castinguri, să nu lași o artistă serioasă să aibă senzația că a fost persecutată. Tia Cerbănescu mereu cu super editoriale, spune Aurel Leoca, fără mulți bani nu putem face mecanismul economiei românești să meargă pe calea cea bună, din acest motiv suntem corupți, pentru că sunt puțini bani și prea mulți rechini. Da, e și asta o abordare. Adică, dacă ar fi mai mulți bani, crezi că nu i-ar lua și pe aia? Eu așa cred. Monica s-a bucurat de textul pe care l-a auzit.
Sigur, cu alte ocazii o să fim mai atenți și o să citim mai multe articolașe, pentru că știu că cei care stați în alte țări, ba n-aveți timp, ba n-aveți condiția să citiți presa din România și dacă sunt și articole bune, chiar păcat să nu le citim. Nu e numai Tia Șerbănescu, acolo sunt mulți editorialiști de calitate și la 22 și la Dilema. La Dilema risc să nu înțeleg eu textul și atunci am zis că mai bine cu 22 unde mă regăsesc mai ușor, dar pot să repet de câteva ori înainte și pe urmă să îl citesc în cunoștință de cauză. Cert este că aici e un limbaj mai apropiat. Festivalul de jazz Johnny Răducanu a așteptat cu interes la Brăila de mâine, spune Aurel Leoacă. Da, am văzut și anunțul, cred că l-am și pus, da. Eu l-am preluat sau ți l-am trimis ție. Dacă cred nu, că l-ai preluat. Dacă nu l-ai pus, să-ți fie rușine. Trebuie să-l pui. Eu l-am văzut, cred că ni l-a dat și domnul Șipa, dar nu sunt sigur. Mulțumim pentru ediția de azi, să ne revedem mâine seară. Nu știu dacă o să ne vedem, dar de auzit sigur ne auzim. Și ne vedem duminică. Ne vedem duminică, bine că Iulia își amintește, pentru că duminică vom sta de vorbă cu un domn pe care voi l-ați cerut, așa că vă rog să vă concentrați cu întrebări legate de paranormal, de toate zonele alea ezoterice și spectaculoase pe care v-am spus că eu nu le abordez, că nu le stăpânez, dar Florin Chiriac a acceptat în sfârșit să fie cu noi. Duminică seara vom avea un prim episod și dacă o să vă placă și dacă o să aveți participare, dacă o să simtă că suntem 50-100, poate și 1000, atunci o să accepte și runda a doua și o să discutăm și despre extraterestri și despre clarviziune, ce știu eu. Uite, Patricia, ura, o să întreb despre Lucifer. Abia aștept. Nu știu dacă e o zonă bună de întrebat, dar e treaba ta. Întreb ce vrei. Chiar pentru mine sunt interesante articole din presa voastră. Mulțumim, Sonia. Și pentru mine, spune Monica, festivalul am spus. O serie de evenimente le semnalăm pe pagina mea și a psihologului. În clipa în care le aflu, le și pun acolo, așa că de-aia nu le spun acum din nou. Sunt concerte, evenimente de tot felul la care merită să mergeți dacă sunt în zona voastră și pe care noi le semnalăm. Le iau cum îmi apar în cale. Nu stau să le caut în mod special pentru că nouă nu ni le dă nimeni. Cei pe care îi apreciez că ni le dau, ei beneficiază chiar de un serviciu suplimentar, așa cum este, de exemplu, festivalul de la Brezoi, care de acum pregătește rețeta din anul 2023 și unde putem spune cu bucurie că va fi prezent Walter Trout, care, știți bine, ne-a acordat un interviu când habar n-avea că va veni vreodată în România. Chiar am spus în dialog că aș fi încântat și că îi promit să vorbesc cu cineva. N-am vorbit cu cine trebuia, dar l-a invitat cine trebuia. Așa că Mihai Mugescu l-a invitat pe Walter Trout și va cânta la Brezoi. Vă spun de pe acum pentru cei care iubiți acest festival și iubiți bluesul în speță, că e bine să vă băgați la cumpărat bilete din timp, pentru că deja 500 sunt, 500 de abonamente s-au dat. Fără să știe oamenii cine va fi pe afiș, ceea ce înseamnă mare lucru pentru un organizator, pentru că asta înseamnă că are încredere în ceea ce se aduce. Da. Deci, în afară de Walter Trout, mai e un nume care a fost anunțat și o să fie încet, încet anunțate toate, dar dacă vreți să fiți la Brezoi, unde sperăm să mergem și noi de data asta, n-am reușit până acum, dar o să facem acest lucru, aruncați-vă din timp, că prețurile de acum sunt mai mici decât prețurile care vor fi la anul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, întâlnirea cu Florin Chiriac e bine să o rețineți. Pe la 7 am zis, nu? La 7, da. Va fi și evenimentul pe Facebook, acum că am terminat cu ăsta astăzi. Așa, o să vedeți și fotografie. Un actor, un om de televiziune, dar și un pasionat pentru zona asta cu care ne-a amenințat Patricia că dacă nu discutăm, nu mai vorbește cu noi și asta ar fi fost o lovitură prea dură. Mulțumesc familiei Mustang pentru... scrie pe spate? Scrie pe spate, sigur. Așa. Da. Așa. Dar acum nu se vede. Nu.
Acum, da. Așa. Perfect. Mulțumesc familiei Mustang pentru cadou. Are și Iulia un cadou și mulțumim Dana Cristescu pentru... Aici este Albania și aici este Ohrid, o altă localitate, habar n-am în care din țările, că s-a dus, doamna s-a mișcat în toate țările. Mulțumesc și eu. Și Iulia mulțumește pentru, da, ai băgat să se vadă sau nu? Sigur că da. Tricou adevărat cu Mustang. Da. Așa că, vedeți, sunt oameni în țară care se promovează și își promovează numele într-un mod cât se poate de plăcut și de frumos. Nu e obligatoriu să primim mereu cadouri, dar recunosc, nu ne supărăm. Adică asta e. Am primit și ceva dulce, dar nu știu, ori cred că l-am ascuns, ori nu l-am mâncat. Dar cred că l-am pus într-o pungă ca să îl dau lui ăla mic. Dar am primit și ceva dulce. Mi-a și zis Dana ceva de genul cu mesajul să-mi îndulcească puțin duritatea comentariilor. Oh, deci, ce vezi? Frumos! Deci da. Dar am zis că eu nu scriu cu gura, așa că de mâncat pot să le mănânc liniștit. Caghebistul despre Rusia și Putin, uite, vezi? Asta e Caghebistul, cea popa dezvăluie planurile geostrategice ale Kremlinului. Da, domnule, că asta știe toate planurile geostrategice. Da. Ce-mi plac mie titlurile astea? Da, ghici în emisiunea cu este. Și cu cine este în emisiune? Cu Ghilezan. Deci, mă, qui se semble se rassemble, asta spune întotdeauna francezul și mare adevăr. Și nu e Macron cel care a spus asta. Deci, ăștia sunt din același film. Un acoperit descoperit, un duplicitar rușinea Timișoarei, așa pot să spun, și ăsta care nu mai știu cine e, dar probabil că e unul care știe ce trebuie să spună. Asta vă spuneam puțin mai devreme, că televiziunile și-au găsit oameni de ăștia care compromit ideea de presă într-o secundă. Și pot mă temir că lumea nu mai are încredere și preferă... Uite, întâlnirea de urgență SUA Marea Britanie din cauza pericolului nuclear. Poftim. Acum o să profite că Marea Britanie n-are premier și o să-i bombardeze. Imagine teribilă cu arsenalul rusesc. Deci intenția este de a crea panică, dar culmea o fac televiziunile românești. Publicul din România nu se uită ca mine la alte televiziuni. Da. Eu mă uit și la alții și acolo e un alt ton. Ăștia ai noștri vor să ne creeze stare de panică. De ce? Așa, de răi ce sunt. Festivalul Crizantema e în direct la TVR3, spune Ștefan. Foarte bine, uitați-vă și o să vă bucurați, pentru că cine iubește romanța are ce asculta acolo. Și seară frumoasă, ne spune și Tina, îi spunem și noi la fel, tuturor lucruri bune și mâine după miezul nopții să fiți pe recepție, Radio România Actualități, o nouă ediție a Psihologului Muzical. Mai am o întrebare, dacă credeți că e util să fiți patru reprezentanți ai voștri, patru, n-avem mai multe locuri, în studio, în noaptea de, stai că le spun exact, ca așa, să nu zică că n-am întrebat, de 26 noiembrie, când împlinim 1050 de ediții, vă rog să mă anunțați pe mine sau pe Iulia în privat, noi spunem da sau nu în raport de număr și cu asta basta. Dacă nu o să vreți, o să fim numai noi și o să vorbim cu voi la Facebook, asta știți să faceți. Să tastăm, să ne doară degetele. Dar eu încerc și de data asta, că nu cred că mai prindem 2000, în mod sigur, și atunci ne bucurăm la cifre mici. 1050, poate și 1100, dar ăsta e sigur, ăsta vine aproape. Așa că e foarte bine să fiți acolo. Iar ediția din 29 este, nu, aici aniversarea emisiunii o prindem între linii, că suntem în 29 octombrie și pormă în 5 noiembrie, adică nici-nici. Nici-nici, adică da. Pe întâi suntem acasă. O să facem... vlog. O să facem eventual un vlog într-o zi de marți, întâi. Mă gândesc dacă e cazul sau sigur nu. Sigur că da. Nu sunt 100%. Am zis că poate ne gândim. De ce nu prindem 2000? Patricia, tu poate prinzi. Numără și tu câți ani ar trebui să am și pe urmă îți spun.
Nu toți suntem Lucifer, deși avem anumite trăsături comune. Niște magneți de la Casa Memorială lui Creangă Humulești au loc pe panoul acela. Ieri am trecut pe acolo și am luat vreo câțiva. Mihail, știi bine că mă bucur de toate, nu trebuie să încapă pe ăsta. Eu am trei panouri. O să o rog pe Iulia, când are timp și dispoziție, să facă poză, să vedeți câte sunt, plus frigiderul, adică frigiderul este full și sunt trei panouri. Și mă mândresc cu ce ați oferit voi, pentru că aici este și diversitate, adică și țări diverse, și orașe diverse, și localități inedite pe care nu le-am văzut, dar le-ați văzut voi în locul nostru, dar ce fain ar fi să vină prietenii noștri în studio, spune Bogdan. Ar fi fain dacă ar vrea să vină. N-am ce să le propun decât o găzduire civilizată acolo în studio, cum a mai fost, și o apă, un ceai, o cafeluță, o bomboană, o măslină, un fursec. Ideea este să fim împreună în studio. Dacă nu o să fiți, nu o să fiți. Eu v-am propus, gândiți-vă și dați-mi un răspuns cât mai curând. Adică, dacă se poate, cel mult într-o săptămână, ca să știu ce program ne facem. Exact. Și aveți timp de gândire, o săptămână, spuneți, da, domne, eu vreau să vin. Astea au fost subiectele, am rezolvat și cu organizarea și cu tot, să aveți o noapte liniștită, lăsați-i pe ăștia cu bombele și cu astea, ocupați-vă de muzică, așa cum bine a spus doamna Cristina Stănculescu, domne, cu muzică, treceți și ascultați muzică și asta e tot ce merită să faceți. Zici și tu la revedere, că nu la revedere. Așa. Și la revedere și de la mine. Numai bine.